Se uită la mine, zâmbește și cade pe spate, frate, aleșinat. Da. Deci știi cum a fost senzația? Că atunci eu ți-am făcut cu ochiul și că ți-am făcut eu cu ochiul, tu ai leșinat. Știi? Exact așa. Eu fac cu ochiul. Am cazuri în care e multă fală la niște oameni care în mod normal nu-și permit chestia asta. Sâmbătă îmi scrie, mai poți să le... Că link-ul nu mai merge. Deci ea nici nu-și descărcase fotografiile și nu mai găsea nici sticurile. Știi? E cu o chestie, nu mai știa, Dita mai... Că soaia unde sticurile, nu știu. Da. S-au luat de mână și au sărit peste tort, au făcut tortul la varză. Acum îți vine să râși, știi, dar dacă le dai pe stic, oamenii le rămân materiale pe sticuri și sticurile alea n-au viață nelimitată, se strică. Tu să știi ce a însemnat că ai aruncat busuiocul ăla în spate și ai stropit și le-ai stricat machiajul fetelor din spate, știi? Adică să ai și să crezi. X-Event Podcast, locul unde stăm de vorbă cu cei mai influenți și creativi oameni din industria evenimentelor. Sunt Marian Ionescu, MC și entertainer, dețin X-Event România și încă de la început mi-am dorit ca fiecare eveniment să fie unic, special și să le rămână oamenilor în minte. Salutare și bine ați venit la un nou episod X-Event Podcast. În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru toate distribuirile, toate mesajele și toate like-urile pe care ni le-ați dat până în acest moment. Sunteți geniali! Astăzi vom vorbi despre fotografia de eveniment cu un povestitor. Nu e vorba despre orice povestitor, ci povestitorul de nunți. Salutare și bine ai venit! Salutare, eu sunt Mihai Roman. Sunt fotograf profesionist de nuntă, trebuie să spun și anul, bănuiesc, din 2015 și până în prezent și sper să mai continui frumoasa meserie încă 10 ani de acum încolo, cel puțin. Trebuie să mă uiți acolo, bănuiesc. Așa, așa, da, da. De când treaba asta cu fotografia? Am zis mai devreme. Da? Din 2000, gândeam că poate mai de mult așa nu, aveai. Deci am început în 2015-15 să câștig bani din fotografie. Dar în 2014 oarecum am început să cochetez cu fotografia, să fotografiez evenimente foarte mici, botezuri, chestii din astea, iar apoi în 2015, până în 2015 am fotografiat oarecum gratis. Știi? Așa, să înveți. Îți faci mâna. Așa, iar în 2015 am început să câștig bani din fotografia de nuntă. Deci într-un an de zile a fost o tranziție destul de rapidă. Da, chiar a fost tranziția imediat, rapidă. Bun, care e povestea din spatele primei tale experiențe ca fotograf? Dacă îți mai aduci aminte. Stai să mă gândesc, prima experiență ca fotograf. În primul rând, prima experiență a fost alături de fiul meu, pentru că așa, pe el am început să-l fotografiez prima oară. Aveam un coleg la serviciu care îi făcea fotografii fetiței lui cu un aparat DSLR. Eu făceam până în momentul respectiv, îi făceam copilului cu telefonul fotografii. Și băiatul ăsta venea și mi-arăta pozele făcute cu DSLR-ul și mi se păreau atât de frumoase și zic, băi, trebuie să aibă și copilul meu poze atât de frumoase. Cam așa a început, știi, atracția mea pentru fotografie. Și bineînțeles că mi-am cumpărat un aparat special să-i fac copilului meu fotografii pe care le-am și în ziua de azi și mă bucur de ele și eu și soția și copii să uită la ele cu drag. Și postând fotografiile cu copilul meu pe rețelele de socializare, care erau făcute ok, zic eu, la vremea respectivă, am avut așa o atracție să fac totul bine de la început, am început să mă cheme prieteni. Fă-mi și mie. Fă-mi și mie câteva poze și uite așa a început totul. Mai știi ce aparat era? Un Nikon D5100. Am avut și eu. Un Nikon D5100 și știu că la vremea respectivă l-am luat la ofertă, avea și un telefon gratuit. Dacă cumpărai aparatul, aveai telefonul gratuit, știi? Și nici telefonul nu mai era bun, știi? Și zicam... Pachet. Da, pachet. Și cam așa. Când mi-am luat aparatul ăsta să-mi fotografiez copilul, n-aveam niciun gând să produc bani din fotografie, știi? O vei toată așa de la sine. Deci nu, niciun gând în zona asta? Nu, n-aveam niciun gând. M-am ocupat de fotografie pentru că spusesem chestia asta și la alt podcast,
mă săturasem să-i cer lui soacră mea câte un milion înainte de fiecare salariu, știi, că rămâneam fără bani acum ani de zile și vorbeam cu soția mea într-o seară, zic, băi, trebuie să mai facem ceva, să mai facem niște bani, știi cum e la început, când ești tânăr, când ai un job prost plătit și așa mai departe, știi? Și zic, ce să facem, că nu am, cum să zic eu, nu am un profil de ăsta de businessman, știi? Adică să imediat să fac un five to go sau ceva. Da, să... da, da. Și îmi adus, aveam un camereu, câți bani i-am dat fotografului la nuntă, știi? Ăla, nunta a fost înainte. Nunta mea, înainte, cu câțiva ani fusese, știi? Și îi dădusem ceva la modul $300, cam așa, sau $350. Era la jumătate de preț față de un fotograf foarte bun, cum era Marian Sterea pe vremea aia, știi, el, nu știu, cred că avea... Când ai făcut nunta? În 2008. Mamă. Da. Și în vremea, la vremea respectivă, Marian Sterea cred că avea vreo 800 de euro, ceva, fac o comparație, da, și eu ăsta, da, îi dădusem... 300 și... 300 și tot... Și tu te raportai la prețul ăla, nu? Și tot mi se părea mult, pentru că era salariul meu pe o lună. De ăștia $300, nu știu, mai știu, euro, dolar, nu mai știu ce erau. E atunci, 2007-2008. Da, 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 da. Și așa am zis, mamă, câți bani a făcut ăsta la mine la... În câteva ore. Eu gândeam cum gândesc miresele, da, din ziua de azi, care zic e prea mult, știi? Adică nu mă gândeam cât, ce investiție e nevoie să faci în aparatură, ce... nu știu ce computer trebuie să, pentru editare și așa mai departe. Nu, vedeam prețul. Face și niște, da, poze. Ia 300 de... Și cam ăsta a fost impulsul, știi, care m-a făcut să mă apuc de fotografie, că fotograful meu a câștigat mulți bani, știi? Și ai trebuie, avut un, trebuie, da, să, da, fac un reper. Și eu asta, da, am avut un reper. Și uite așa m-am apucat. Vorbeam de D5100. Acum hai să vorbim puțin de aparatura pe care o ai în momentul de față. În momentul de față lucrez cu Sony. Am lucrat până acum 2 ani de zile. De atunci am rămas pe Nikon și am lucrat cu Nikon. Am făcut switch-ul acum 2 ani de zile și am trecut pe Sony și lucrez cu un A92, cu un A7R5 și cam toată gama de obiective, tot ce e nevoie, 35, 85, 12-24 și așa mai departe, tot, adică... Întreb pentru că nimic. Sunt oameni care poate sunt curioși, da, da, cu toate că știu că tot timpul îți prezinți și îți arăți, da, aparatura. Aparatul meu și... preferat e Sony A7R5, are megapixel mulți, 60 de megapixel și mă ajută foarte mult și cu niște culori geniale și foarte naturale așa. Spune-mi, te rog, cum te pregătești înainte de un eveniment, de o nuntă? Băi, să știi că am emoții super mari în fiecare, înainte de fiecare nuntă. La un moment dat nevastă mi-am zicea că am atacul de panică, știi? Că aveam, parcă mă lua temperatura așa, febra, burta, chestii din astea, știi? Bine, chiar cred că erau niște semi-atacuri de panică și mă gândeam la... mai vedeam cât o... cântăreață de asta care avusese mii de concerte, zicea, bă, am niște emoții, zic, da, asta o zici așa de... Nu e adevărat. Nu, frate, oricum ai emoții și cam cum mă pregătesc. Mă încerc să mă odihnesc foarte bine o zi înainte de nuntă, adică mă culc, încerc să acumulez 8 ore de somn, cam așa. Și cam asta e, odihnă, este cam singurul lucru. Zic cum stai cu ficat. Păi n-am... N-ai de astea? Nu beau, nu fumez. Fac sală, dar nu la modul fiare. La condiție modul, fizică. Stau pe bandă, mai fac niște bazin, condiție fizică, exact așa. Mănânc sănătos, adică o ard cu niște semințe de chia, știi, da? De când în când, da, mănânc semințe de chia, fulgi de ovăz, nu bag grăsime în mine, sunt ok, știi, nu am probleme. N-ai cum să faci meseria asta fără să... ai un stil de viață sănătos, cel puțin în timpul săptămânii, pentru că un weekend n-ai. Ai văzut și tu cum sunt meniurile la anunț, plin, da, de salam, da, de palea, de mănânci nasol și pe apucate. Și de asta, cumva trebuie să compensezi în timpul săptămânii să mănânci ok. Să te... Și nu este aici că le mănânci odată, ca un invitat care vine, da, odată, da, da, la mereu, o nuntă. Mereu. Constant ai meniurile alea în față cu friptură la 2-3 dimineața. Exact. Mie mi se pare asta... Eu aș fi curios, n-am fost la o nuntă afară până acum, adică am fost dar tot de nuntă de români. Eu cred că suntem singurul popor care mâncăm
patru feluri de mâncare în, într-un timp în 5 ore, bă, și plus tort. Nu cred că există așa ceva, adică e... Nu, eu n-aș... Și pe lângă astea patru feluri de mâncare, ce mă mai șochează pe mine, dar na, fiecare cum știe, candy bar-ul înainte de alea patru feluri de mâncare. Da, și candy bar-ul, adică... și... Mă, adevăr, nici nu ai cum să-i împari. Dacă nu pui, îți sar rudele de la nu știu de unde. Da. Mama a avut doar două feluri. Sau da. Dacă pui din ăsta bufețul de să-și ia omul, să mănânce cât vrea și când vrea, nu ne-a servit, ne-a trimis să ne luăm noi mâncare. Adică e greu să împași pe toată lumea, n-ai da, doar că sunt oameni care spun că băi, nu prea mai pot cu atâta mâncare. Adică e din ce în ce... Adică restaurantele încearcă să pună din ce în ce mai multă mâncare în farfurie, iar oamenii încearcă să mănânce din ce în ce mai puțin, mai ales noaptea, seara. Da. Adică uite, și tu spui și eu la fel, s-a făcut 6-7, cam ne oprim. Tortul de mult nu-l mai mănânc, adică nu mai... Așa... din friptură ciugulesc un pic, adică sarmale. Două gurți, sarmalele dacă îmi fac poftă. A, da? Adică aș renunța la, nu știu cum e carnea aia sarmale pe la restaurante, dar cel puțin mirosul e satisfăcător. Știi? Da, ai avut o experiență cu niște sarmale, nu? Am avut o experiență cu niște sarmale, arse mă frate, arse, haide, haide. Da, cred că le așteptai, nu? Am pus un reels cu sarmalele alea. Ăla bubuit rău de ar tot. Ar trebui să-i zic patronului de la restaurantul ăla, să-i zic, uite ce băiat bun a fost că nu am spus numele restaurantului, da, știi? Da, da, da. Băi, a bubuit pentru că lumea la noi nu prea este receptivă la lucruri frumoase, știi? Adică dacă aș pune un portret de mireasă, ce frumos l-am făcut. Da, și ceva, cât ai... Îl fotografiez pe Ionuț aici. Mamă, ce portret i-am făcut, cum se reflecta lumina în ochelar, știi? Ei, nu știu, 1000-2000 de vizualizări, da, știi? Da. Dacă ai pus niște sarmale arse, unde e loc de hate, știi? Da. Să înjure lumea, dă-i în judecată, cine e patronul, cine e aia, care e restaurantul. Am luat 6 milioane de vizualizări. Nu cred. L-am șters. L-ai șters? L-am șters, l-am mai pus odată și am mai luat 4 milioane. Și pe urmă iar l-am șters și nu l-am mai pus, știi? Adică, că atrăgeam, știi care e faza? Luam, cum să zic eu, vizualizări, dar atrăgeam și parcă niște energie, da, așa. Da, da. Ți-au scris oamenii că gen, băi, ce faci? Nu, mi-au scris multe mirese, exagerate, multe care mă întrebau care e locația. Care e locația? Băi, locația poate n-are nicio vină, patru. Corect. A venit un bucătar care s-o fi certat cu nevasta cu o zi înainte, știi, de n-a dormit toată noapte și a ars cu sarmalele. Auzi, dar toate, crezi că toate erau așa sau doar alea din farfurie? La noi la masă toate erau. Nu s-au nimeni și eram o masă de, cred că, 12 inși și erau toate erau. Că nu era... E posibil să fi fost primul rând, ultimul, nu știu, care se arde mai repede primul rând sau... Ăla de jos, cred. Ăla de jos, ăla de jos. Pe semne că a dat la toată lumea și ce a rămas jos, am pus la staff. Tocmai de asta nu am vrut să menționez numele restaurantului, că n-avea rost. Adică n-aveam certitudinea și nici n-am stat să inspectez jos dacă toate farfurile sunt cu sarmale arse. Zi-mi care sunt cele mai mari provocări cu care te confrunți la o nuntă. Adică acolo, în ziua evenimentului... Băi, sincer să fiu, adică nu vreau să inventez. Căldura? Nu vreau să inventez niște povești special ca să am un răspuns. N-am provocări, adică merg la niște, cumva încerc să mă adaptez, știi, la fiecare nuntă pe care o fotografiez și, nu știu, totul decurge bine așa, de dimineață până seara. Nu am ceva să mă împiedice. Pot să fac fotografii frumoase în orice loc, adică n-am chestii astea de spațiu, că e camera prea mică, că n-are lumină, că adaptez. Am obiective și pentru locuri mici, și pentru locuri mari și luminoase și neluminoase. Am și lumini la mine, tot ce-mi trebuie. Nu sunt condiționat de ceva anume ca să fac poze. Nu au, dar... poze ok, frumoase, știi, să livrezi un material bun. Na, care a fost întrebarea exactă? Care sunt cele mai mari provocări cu care te confrunți la o nuntă? Nu, n-am. De fapt, ce mă deranjează un pic când stau, că tot în restaurant, tot spre restaurant mergem cu discuția, când stau lângă boxele lăutarilor. Păi, masa de staff e lângă...
mă săpăcesc și chiar și cu căștile în urechi, nu, e groaznic. Sunt, da, sunt așa, sunt provocări când fotografiez în soare foarte puternic, că sunt, oricât am vrea tot să fotografiem pe la Marriott și nu știu ce hotel, tot nimerești la o nuntă cu tradiție afară, stai în soare la 40 de grade, cam astea ar fi de condițiile astea meteo, ar fi provocările, știi? Că mai nimerești o ședință foto în ploaie și nu, da, știu cum să fugi la mașină să nu strigi aparatura, cam atât. N-am avut ceva așa să mă surprindă foarte rău la nicio nuntă și să am ceva să povestesc pentru, știi, să rămână lui mamă ce s-a întâmplat ăsta. Ce sfaturi ai pentru cuplurile care sunt în căutarea unui fotograf? Îl spun tuturor să nu meargă pe recomandări. Da? Pentru că în fotografie, la fel ca în pictură, nu știu, poate la fel ca și în muzică, este vorba de gust. Corect. Poți să recomanzi un fotograf sau un videograf doar pentru calitățile lui de om, că este serios, că este punctual, că îți oferă un contract, că îți livrează materialele, știi? Dar nu luați un fotograf pentru că a zis sora mea că e bun. Uh-huh. Că poate e bun, nu zic nu, pentru ea. Da. Poate fotograful ăla a lucrat într-un stil look like film, care este foarte pe gustul surorii, dar nu este pe gustul tău. Știi, când primești un... Și trebuie să verifici, știi? Adică să-ți alegi un fotograf strict pe gustul tău și să-ți placă, să-ți placă ție ceea ce vezi. Vorbeai de stil. Care e stilul tău în fotografia de nuntă? Stilul meu în fotografia de nuntă este un stil foarte natural. Pozele pe care le predau sunt cumva 90%, fără exagerare, 90% sau 95% făcute din aparat. Și merg pe ideea că în perioada asta trăim într-o lume atât de mincinoasă și atât de fake și fiecare femeie folosește filtre, tot felul de nebunii. Face-up, da. Și culori, bă, măcar pozele de la nuntă și de la botez să fie reale, știi? Și când te uiți la 60 de ani la poze, să fie exact ce ai trăit tu în perioada aia și să arăți în poze exact cum arătai tu. Nu o ducem în extrem, adică dacă ți ești în curi, da, pe nas în, da, ziua respectivă, îl scoatem. Da. Că nu e ceva ce ai pe nas în permanență. Normal. Știi? Deci cam pe asta mă axez. Eu vreau să ofer oamenilor realitatea, să fac o fotografie frumoasă cumva din compoziție, din poveste, din emoție, știi? Și să nu pun amprenta foarte mult prin editare. Știi? Cam pe asta. Da, ți s-a cerut să editezi gen, nu știu, a fost vreo mireasă care a zis, fă-mă și pe mine mai... Da, au fost mirese care mi-au zis că ar vrea să arate la început, că ar vrea să arate mai puțin mai slab în poze. Realitatea este că da, cu mireasă este grăsuță, să zicem, sau are gușă. Da. E o mireasă care are nasul mare. Dacă o să zică un fotograf că în toate pozele o să arăți cu nasul mic sau mai mic, te minte că nu ai cum să eviți nasul mare sau gușa. Dar sunt anumite cadre unde putem să evităm cum fotografiem noi. Da, adică ridică capul mai sus, fotografiază mai de sus, mai de jos, nasul să nu-ți depășească obrazul din profil, să vede mai mic, dar puțin mai mic, da, din să partea asta. Chiar din profil. Adică încerc la fața locului, dar sub nicio formă nu o să fac eu nasul mai mic în editare, pentru că ele trebuie să se gândească că o să râdă prietenii lor de ele. Când le văd în poze, o să zic, ia uite mă, ce nas și-a făcut asta și l-a modificat, sau uite, gușa, nu mai are gușe, să-i mai stru. Eu le invit, au, de obicei nunțile se programează cu un an înainte, nu zic doi sau trei. Una, într-un an poți să slăbești fără probleme 10 kg. 10 kg, îi mai spusesem unei mirese acum vreo 5 ani de zile sau 6 ani, o machiase mireasa, ăsta, machiosa, make-up artistul. Așa. Că zugravul e amenajer interioare și machioza, da, e, da, 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 make-up, da, și hairstylistul, nu, coafezul, coafeza. Nu-i plăcuse machiajul pe care și l-a făcut, ți-a și chitroșit la bani, a dat și a luat. Și a ieșit? Pă, da. Și zice, machiajul poți să-mi schimb? Zic, bă, ți-l schimb. Dar îți dau pozele în 2-3 ani. Cât costă o oră de machiaj? 500 de lei. Eu într-o oră să schimb machiajul, să fac o poză. Adică
atunci pe vremea să schimb nici, oricum nu știam să fac chestia asta, știi? Dar ca să schimb machiajul într-o oră, îți iau și tot 500 de lei. Că tot o oră muncesc ca machiuza respectivă, știi? Adică ori 1000 de poze, 500 mie îmi convine, știi, să fac. Și ce ați zis? Și s-a liniștit. Că, da, las-o așa. N-am. Nu fac, nu schimb lucrurile. Nici nu mă pricep, sincer să fiu, la Photoshop foarte mult. Spune-ne niște trucuri pe care le folosești în fotografie. Trucuri? Da, ceva... Păi, dar n-am cum să zic, că până să facă toată lumea la... Un! Mă, un truc, dă-mi un telefon. Dă-mi un telefon să vă arăt cum fac niște portrete. Fii atent, chestia asta mi-o dai și mie. Așa. O pun și eu la mine, la Instagram, da. La abonați. Dă-mi și un aparat. Fii atent. Ce ai dat aici? Asta este Sony sub acoperire, au scris pe el Canon. Așa. Fii atent, am o chestie pe care îmi pun telefon. Da, pe aparat. Așa, da. Și ați văzut că e discuția aia între mirese, bă, că eu îmi fac singură mai frumoasă poza cu așa telefon. Așa este, da. Știi? Da. Și ăla toată ziua, bă, femeie, tu ții telefonul și te pui, da? Cum vrei tu. Mamă, cât de mișto, și aici ți-ai pus așa, ți-ai ascuns năsucul, gușa nu se mai vede de aici și ești beton. Eu nu-ți fac poze de aici. Corect. Niciodată. Și nu am mereu lumina cea mai bună. Și că drag, de multe ori mireasa nu știe să pozeze, da. Știi, să stea pentru poză, că toți avem momente și cadre regizate, știi? Pentru că nunțile noastre, hai că o dau, vorbim de asta după ce arăt schema, că o dau în altele. Schema cu aparat. Schema aici, cu aparatul și telefon. Pun aici telefonul. Da, invers, da. Pe cameră. Îmi place să regizez cadrele, dar totuși să arate firesc pozele. Da, pentru că dacă pui o fată care nu este model să stai așa, nu. E penibilă. Nu se regăsește, știi, chestiile astea. Ea nu stă niciodată viața zi cu zi așa ca aia în revistă, știi? Și atunci eu pun ăsta aici. Și zic, dai pe... Îl întorc cu fata așa, spre ea. Da, pe selfie. Și zic, gândește că e oglinda aici și te aranjezi un pic. Adică genul vii cu voalul, vii cu mâna la păr. Știi, ca și cum ai fi tu în oglindă și îți mai ajustezi așa un pic ce ți-au făcut fetele la machiaj, știi? Cu o chestie de asta, uite, să vezi cum te simți. Ia, pornește asta și dă-l un pic pe cameră ca să vezi ce simte așa. Da, știu ce zici, că... dă-l invers. Numai n-avem noi unde să... Hai să experimentăm, stai așa, fii atent. Ca să vadă și oamenii. Așa. Și eu în timpul ăsta fac poze. Și tu te aranjezi un pic pe la barbă, pe la... Da, uite, cămașa. Așa, vezi? Ia uite câte cadre naturale. Gata, ia uite-mă. Exact așa. Ăla. Și mi-l lasă. Și în timpul ăla faci. Două poze, trei. Să iasă... Să-i faci un portret. Să-i faci un... E greu de lucrat cu Canon. Da, ideea este că... Cred că toți am făcut un selfie la un moment dat. Primul, știi? Ăla trebuia să-l salvăm undeva, știi? Da. Dă-ți seama, mai sunt poze pe care trebuie. Te primul selfie? Păi nu știu cum l-am făcut. Da. Cred că am întors aparatul sau nu știu cum. Nu era la primul selfie, nu era cameră pe față. Pe asta zic. Trebuia să nimerești. Da. Și asta zic, că ieșea mâna. Era cu Nokia, cu alea, așa. Trebuia să-ți faci poză cu doi prieteni ținându-te de gât. Da. Și întorceai. Oricum nu ieșea ce trebuie, dar... Da, corect. Deci primele n-au ieșit ce trebuie, dar după aia oamenii s-au obișnuit. Au început să-și facă din fetele, mă refer mai mult la mirese, știi? Își fac din ce în ce mai multe selfie-uri. Și aparatura și telefoanele ajută foarte mult acum, că sunt pozele foarte clare, că asta vor toate fetele să fie pozele foarte clare, dar nu atât de clare încât să se vadă ridurile, știi, și defectele de pe față. Că e cu duș și întors povestea asta cu calitatea care iese într-un telefon, că cumva este poza foarte clară, dar scoate și defectele în evidență, știi? Și atunci am văzut un reportaj acum că folosesc femeile și bărbații, nu doar femeile, folosesc atât de mult filtrele încât nu se mai plac ele pe ele când se uită în oglindă, știi? Și de aici apar tot felul de problemuțe de astea, depresie și operații și tot felul de chestii, ca să arăți cum arăți de fapt pe Instagram. Am contractat acum câțiva ani de zile o mireasă și m-am întâlnit cu ea, așa cum mi-aduc aminte, la un Starbucks.
cred că la Molfitan undeva, la parter, apăruseră, era o perioadă când apăruseră aplicațiile astea, de eu nu știam de ele, adică vedeai femeile și credeai că așa sunt ele, știi? Da, eu ca bărbat nu știam, că nu folosesc. Băi, și m-am întâlnit cu ea și n-am recunoscut. Nu era machiat, era mai deci natural, fii așa. Fii atent, vorbeam cu ea la telefon unde e și am zicea, stă în fața ta. Băi, și tu căutai... vedeam o femeie care vorbea cu mine la dar zi, mai da, căutai pe cineva. Dar zic, în gândul meu nu e asta, adică aia, zic, aia vorbește cu altcineva, știi? Unde în fața mea, că nu te văd, uitându-mă la aia cu telefon? Mamă, nu cred. De unde în fața mea, că nu te văd, știi? Uite-mă! Tu ești... Scuze, nu mă gândeam. Mamă, dar ce ai făcut? Te pricep la Photoshop așa de bine, știi? Au filtrele astea, FaceApp-ul și... Nu mai folosești filtre pentru că râde lumea de voi, rău de tot. Că vă vede în realitate cum sunteți. Știi care e problema? Că sunt... Chiar asta, vorbeam cu o domnișoară de onoare care era foarte frumoasă. Deci era frumoasă natural, știi? Și băi, de ce folosești asta? Da. Că nu-ți trebuie, știi? Adică te faci să-și facă buzele mai umflate, mai mari, să... Nu știu, da, în fine, fiecare are problemele lui. Eu personal nu sunt de acord. Acum, dacă ele așa se regăsesc ele în, sau ei în pozele respective. Bun, next. Zim cum îți alegi locațiile pentru ședințele foto. Nu mi-aleg nimic, nu-mi fac nimic. Nu alegi tu? Nu. Unde alegi. Vor... Nu. Ședințele foto se fac cumva cel mai aproape de următoarea locație sau de locația de dinainte și, cum să zic eu, la fiecare ședință foto mă adaptez în funcție de loc. Dacă mă duc într-un loc, dacă mă duc miri într-un loc nasol, mă încerc să, cum să zic eu, să mă axez pe ei. Foarte mult pe ei, pe portrete, pe fotografii din astea de feeling, adică să toată atenția se ducă doar pe miri, știi? Dacă mă duc într-un loc frumos, unde e un castel în spate, e clar că m-au dus acolo ca să aibă poze cu castelul, știi? Și cumva mă agăț și de ei, bineînțeles, că ei sunt până la urmă subiectul, dar mă agăț cumva și de locul respectiv, știi? Adică să pun totul așa în evidență, și mirii și locația. Spune-mi, cum îți menții creativitatea? De unde te inspiri? Creativitatea? Că bănuiesc că acum câțiva ani aveai anumite inspirații, acum 5-6 ani, acum mai ai, adică te gândești la alte chestii. Cred că oricui se întâmplă asta, la început vrei să impresionezi și nu știi ce să mai faci, să ieși în evidență, să... editez foarte mult fotografiile, culorile, să le, nu știu, să schimbi realitatea, știi? Cât mai wide, cât mai totul să fie wow, știi? Și cu cât capeți experiență, încerc să lucrezi cât mai simplu și cât mai frumos și să fie pozele, cum să zic eu, adevărate și reale. Știi? Deci mai la început, lucrai pe poze, le făceai lucram mai... foarte agresiv, încercam să ies din tipar așa cu fotografii din astea, wow. Știi? Adică la modul, mamă, fotografia asta a fost făcută aici, nu vine să cred că ai făcut poza asta în locul ăsta, dar mai fac și în ziua de azi, dar mai puțin. Încerc să lucrez cât mai simplu, cât mai frumos, să pun accent pe oameni, pe emoții, pe persoanele care vin la nuntă, pe rude, pe ceva de genul ăsta, știi? Încerc cumva să nu deranjez foarte mult oamenii. Am avut o nuntă cu un belgian acum câțiva ani și eu disperat cu miile alea de poze. Da. Ăla s-a enervat și a zis, man, I want to leave. I want to leave me alone. Lasă-mă dracu pozele tale. Eu vreau și eu să beau cu băieții în limba lui franceză. Ce vorbesc e acolo? Ce vorbesc în Belgia? Belgian? Francez, am zis bine. Știi? Lasă-mă stres, dai și tu într-un colț și nu ne deranja prea mult, știi? Și pe urmă mă puneam și în pielea mea, zic, bă, nici mie nu mi-ar plăcea fotograful să... Da. Și adică eu, când întreabă cineva mireasa ce-ai făcut la nuntă, eu vreau să răspundă, băi, m-am distrat cu fetele. Și am făcut și câteva poze, știi? Așa. Asta vreau, am băut o șampanie, am sărit în pat, am făcut selfie-uri, am postat. Da.
Adică nu vreau, când întreabă cineva, mireasă, ce ai făcut la nuntă, poate am făcut poze în continuu, poze. Că trebuie să... Monta nu-i făcută doar pentru poze. Trebuie, amintirea nu trebuie să fie doar pe hârtie, știi? Să le ai și în cap și să-ți aduci aminte cu bucurie cât m-am distrat la nunta respectivă. Și ele sunt oricum obișnuite cu aparatul, dar ei nu. Bă, Mirin, eu... Să știi că așa se zice, dar eu n-am avut, rar am avut un mire care chiar, cred că o singură dată, am avut un mire din ăsta ambițios așa, bă, nu vreau, era fiert să nu facă poze și îi zic, bă, vrei să faci poze sau nu? Eu oricum îți iau banii dimineața, înțelegi? Deci oricum tot mă plătești, știi? Da. Adică nu, hai, fă, dai, un efort. Da, să rămână, facem... adică nu ești pentru mine, nu. Măcar nu, adică nu trebuie să stai la poze, dar nu mai îmi zice nu. Știi? Că mi-ai tot. Da, știu. Da, toată pofta să fac ceva, știi? Adică de ce m-ai chemat dacă nu vrei? Care e cea mai frumoasă nuntă pe care ai fotografiat-o în toată cariera ta? Cea mai frumoasă nuntă a fost la Patricia. Aia mi-a plăcut mie cel mai mult. Au cântat trupa Feelings. Uh-huh. Unde a fost? În... Nu știu, frate, restaurante. Nu, în București. București, okay. Da. Nunta a cântat trupa Feelings, foarte mișto. Cumva m-am simțit și ca acasă acolo, că cunoșteam Miri, mai avusesem câteva experiențe cu ei, nu știu, pe la cununie, o ședință foto, a fost o mireasă cu care m-am împrietenit, făcusem un concurs la un moment dat și câștigase prietena ei, știi? Adică prietena a câștigat răspuns, am făcut un concurs mai nu ciudățel, mai aparte, să zic, am zis că va câștiga concursul o fată care îi face o ședință foto cu prietena ei, nu cu prietenul, cu prietena cea mai bună. Da. Adică cine are o ședință foto cele mai bune? Prietene între ele să aibă o ședință foto. N-ai mai văzut niciodată o postare de genul. Tu cu prietena, cu iubitul, cu mama, ai văzut, dar cu prieten sau prieten cu prieten. Prieten. Nu știu, cu tovarșul. Nu prietenul, tovarșul. Așa. Bun. Și am avut ședința foto și până m-am rămas prieten cu prietena câștigătoare, știi? Așa. A Patricia a fost asta de care spun și tot i-am fotografiat. Evenimente, veneau pe la ședințele foto de Crăciun. Nunta și m-am simțit bine și mi-a plăcut nunta aia și tot cu trupa Feelings. Bă, nu mai vreau să cad cu trupa Feelings la nuntă. De ce? Te țin până dimineața, frate. Nu mai vreau și eu să plec la 3:30 acasă, la 4:00, aia cântă de nebun până aia. Și am fost la o nuntă în Bucovina. Bă, la 8 dimineața era nebun ăla, MC-ul ăla, cum îl cheamă, că tu-l știi. Îl știu, dar îmi scapă numele. Da. La 8 dimineața era pe scenă, 100 de persoane, la 8, 100 de persoane pe scenă, nu se făcuseră tradițiile. Când mireasa, ăla era acolo, era, zice, bă, mânca, bă, gura voastră, vreau și eu să... Nu mai pot, adică sunt 20 și, păi, începusem la 8, se făcea 8, 24 de ore. Zic, frate, gata, strag alea de preză. Eu vin la 6-7 seara. Da, strag, dar nu știu dacă mai fac în ziua de azi așa ceva, dar... Foarte mișto, foarte mișto show-ul ăsta pe care îl fac. Sunt multe trupe care îmi plac. Zi-mi un fotograf, că mi-ai zis de trupe. Acum ai clasificat pe Feelings ca fiind o trupă foarte bună. Mai întreabă și de alte trupe, că mai am prieteni. Nu, sunt foarte buni. Mie mi-a avut nunta aia, nu neapărat din prisma Feelings-ului, din prisma faptului că m-am simțit bine cu oamenii de acolo. Așa. Știi? Bun, acum... Sunt buni. Așa. N-am ce să zic. Fotograf. Zi-mi un fotograf bun din România. Păi sunt mulți fotografi buni. Adică nu e... sunt numai ca înainte, acum fotografia de nuntă când erau 2-3, știi? Da. Pe care era tăticul fotografiei Marian Sterea, cam bătrânișel. Așa. Bunicul. Că și eu tot bunic sunt. Era Marian, Claudiu Vișan, da. Care și el l-a părăsit părul, are o vârstă înaintată. Așa, deci era Claudiu Vișan, era Marian Sterea, era Daniel Dumbravă și încă câțiva, adică Marius Tudor. Asta care, așa, și acum practic... La care
cumva mă uitam eu când m-am apucat de poze, că ăștia deja aveau ani mulți de foto, ani mulți. Dar erai prieten cu ei? Nu. Nu eram prieten cu ei, nu. Cam pe ei îi urmăream, știi, când m-am apucat de fotografie. Nu știu cum au rezistat atâția ani, că te afectează fizic meseria asta. Așa și cam cu ei am început, pe ei am început să îi urmăresc la început. În momentul de față, urmăresc, cum să zic, eu n-am un fotograf pe care îl țin la follow acolo, știi? Mm-hmm. Dar în momentul în care mi-apare ceva în feed, o postare, mă uit, știi? Și asta ziceam, că în momentul de față nu mai e ca înainte, când erau câțiva mai răsăriți, știi? Acum mulți, majoritatea fotografiază bine, sunt foarte mulți care fac poze frumoase. Acum tot îmi apare în feed un chiar vorbeam cu Marian Stereatel și ziceam că ar fi mișto să-l aducă la webcam rusul ăla, mă, cu capa telefonul, stai că zic acum, chiar aș invita lumea să-l urmărească. Păi, dar nu mai am emoții, că înainte la testare aveam emoții. Așa, mi-ai pus ceva în cap. Așa, cu capa. Uite așa, Kemran și Raliev, că nu știu cum ești tu, poze, nu știu să-i pronunț numele. Pe ăsta lui. Da, mamă, scuze-mă, îl iubesc pe la maxim. Păi uite, urma să te întreb de un fotograf internațional. Deci, ăsta este Kemran ăsta, Kemran, e foarte mișto. N-aș putea să fac pozele astea la nuntă pentru că consider că nu e timp, adică se exersează mult la pozele astea și lipsește feeling-ul din pozele astea și momente, știi? Probabil că nici nunțile lor acolo nu sunt, poate nunțile lor înseamnă o ședință foto și petrecerea și ori, poate nu mai fac alte pregătiri, știi? Sau pe ăsta urmăresc. Referitor la fotografii din România, să știi că îi urmăresc pe toți pe care i-am în lista de prieteni, îmi place să mă uit pe pozele lor, ci că nu sunt genul, bă, nu mă uit că sunt eu Mihai. Nu, îmi plac, sunt mulți care fac poze frumoase. Fiecare oraș are câțiva fotografi foarte buni. Dar o idee e că nu am unul anume pe care să stau, știți? Uite cum era Claudiu Vișan, cum am apucat eu cu el, pe el îl măream foarte des și îl pomenesc mereu. Berile alea să nu-i să-mi de la aici mie. Așa pe el îl urmăream și mă uitam ce am mai făcut asta, ce am mai făcut, știi? Și mă mai sfătuiesc cu Casian Podărelu, este un prieten foarte bun și mai țin cont cumva de sfaturile lui. El lucrează foarte mult în lumină naturală, știi? Eu lucrez și cu blitzuri și cu lumină, adică modul combinat de lucru e mai variat așa și pe partea asta de lumină naturală. Acum câțiva ani mai mă trăgea de urechi, bă, vezi că ai tras prea mult cu blitzul, prea mult, știi, și te ajută să ții. Deci ideea este că nu urmăresc, dar țin cont de sfatul, știi, dacă vine cineva și îmi zice nu-mi place nunta asta, că nu știu ce ai făcut, da, ia să văd dacă ai dreptate și să încerc să schimbi. Care sunt cele mai importante detalii pe care le cauți la o nuntă? Detalii, emoții, pe emoții merg. Astea. Pe emoții. Astea îmi plac cel mai mult. Mi se pare că, deși poate absurd ce spun, nu contează atât de mult calitatea în fotografie. Acum, la vârsta pe care o au miresele, la 22, 23, 25 de ani, e important să fie calitativ, să arată bine, ca pentru a avea ce posta. Știi? Cam asta e ideea, trebuie să postezi. M-am uitat cu nevastă mea la filmarea mea de la nuntă, care a fost trasă VGA, aproape pătrată, nu știu cât era, 4 pe 3, tu știi, dar tu ești cu detaliile astea. Cum? 4 pe 3. Mi-a filmat-o un cameraman. Era cameraman, nu era videograf, cameraman. Cameraman cu camera pe umăr? Vlad Ioan, cu care sunt prieten și acum multe ori a fost videograful cu care am lucrat eu. Și era genul de videograf care venea lângă tine când vorbeau oameni și venea cu camera lângă tine, știi? Și am 10 ore de filmare. Da? Ceva de genul. N-aș da filmarea aia pe nicio filmare artistică din asta de se face în ziua de azi, 25 de minute pe Netflix, știi, de mamă, ce efecte, ce n-aș da-o niciodată.
Dar am văzut-o pe mama mea care nu mai e, știi? Da. Acum oamenii scot vorbele, spune-i muzica lor, știi? Bă, vreau să o pe mama mea cum avea vocea. Și da. Spunea, măicuță, te-ai însurat când zice, sau îmi zicea, mi-a zis la un moment dat, eu n-am păr, nici la nuntă n-aveam păr. Și zice, că mama e de tu, că avea expresia asta, mama e te-ai tuns de pe piele, așa zicea, da. Te-ai tuns chiar. Și la nuntă tu nu mai aveam păr, eram, dar nu știa. Te-ai tuns de pe piele? Și la nuntă, adică era rușine să vii la nuntă la țară, acolo să vii chel, știi? La nuntă. Bă, nevastă mea l-a văzut pe tataia ei, care nu mai trăiește da. De mulți ani. Prieteni ai mei care între timp nu mai sunt, știi? Chiar dacă sunt tânăr, se întâmplă tot felul da, de accidente. Un accident, de, ceva. Tot felul de chestii în astea și, și acum în ziua de azi, intrările alea nu prea se mai filmează, știi? Vin oamenii la... Mm-hmm. Da, sunt niște cadre, poate în slow motion, poate așa și... Bă, acolo sunt niște, găsești niște vorbe și te felicitări și între prieteni așa, deci eu m-am uitat, am avut o oră de filmat, filmat o oră, deci la toate m-am uitat, știi? Ce mi-urau prietenii și cu care mai sunt prieteni dintre ei, cu care nu mai sunt, povesteam și la zilele Sony, aveam un dinte lips aici, știi? Așa. Asta decade, am ajuns. La nuntă. La nuntă. Așa. Lipsă. Da. Și am zis fotograful, bă, nu mă pricep la poze, nu știu, faci ce vrei tu, că nu mă pricep, dar măcar gaura asta de aici să, eu, da. Să nu... Sau să mă iei din partea el. Toate pozele de aici. La aș putea să-mi pun în Photoshop dacă să-ți, vreau. Să-ți faci tu acum. Acum, cu content creier imediat, sau nici cu orice. Bă, dar chestia asta, faptul că eu nu aveam un dinte și eu la nunta mea, da. Adică eu n-am fost capabil la nunta mea să-mi pun un dinte, dar nu că n-am vrut. N-aveam bani, frate, nu-mi permiteam să-mi pun un dinte. Și faptul că eu când mă uit la poze îmi văd realitatea. Da. Văd realitatea când aveam, îmi aduce aminte de niște chestii. Bă, ce perioadă am avut, n-am aveam bani să-mi pun. Vezi? Și cât am evoluat și că, adică faptul că n-am aveam un dinte mi-a derulat niște povești în cap. Dacă eu în pozele alea arătam perfect. Exact. Și îmi scotea și coșul și îmi punea dintre, practic uitam niște chestii care s-au întâmplat în viața mea și cum eram eu în momentul respectiv, știi? Cam asta e, știi? Sau să-mi pună păr sau nu mai știu eu. Ar fi fost cool. Da, sau... De asta merg pe stilul ăsta. Am adoptat stilul ăsta așa să prezint pozele foarte adevărate și reale prin prisma ceea ce simt eu. Gândește că eu am albume acasă, zeci de albume în care îmi pun și am aparatură acasă de zeci de mii de euro în care îmi pun poze cu telefonul, da. Că mi-a plăcut momentul, telefonul, am scos banc și am poză în album cu telefonul, nu mă interesează nici de calitate, nici de nimic. Poza, aia, momentul poza, de acolo. Poza trebuie să fie atât de calitativă sau atât de bună, rolul este să-ți aducă aminte de ceva, știi? Chiar și poza asta, dacă e o poză și este blurată, nu se înțelege mare lucru din poza respectivă, da? Dacă poza aia blurată așa mi-aduce aminte că de eu copilărie. În anul respectiv am fost la schi cu unchiul meu care nu știu pe unde e plecat prin America acum și a făcut treaba poza aia. Deci da. Asta a fost scopul ei, poza. Atât, asta trebuie să facă o poză, știi? Vorbim de fotografia asta, emoții, vorbim de fotografiile de produs care trebuie să vândă, normal. Știi? De fotografie am asta. Pentru mine asta e scopul fotografiei de eveniment, să ne aducă aminte de ceva și să nu neapărat să arată cât de frumos suntem și ce branduri am purtat la nuntă și ce pantofi și... Da. În puțin timp faci 20 de ani de căsătorie și poate mai faci o nuntă. Cine ar fi fotograful și cine ar fi cameraman? Da, bună întrebare asta. Băi, bă, aș căuta fotograf care să nu mă bagi în seamă prea mult. Știi? Ceva, nu știu, foarte autentic, așa, să surprindă momente. Mi-mi plac pozele de grup alea clasice cu fața la cameră. Așa. Știi? Alea-mi plac mie. Așa. Păi, asta, nu sunt mulți. Nu am unul preferat și nu vreau. Adică sunt prieten cu mulți. Dacă aici unul mi-ar spune... Păi da, dar trebuie să-ți faci nunta a doua oară, cum ar nu, veni. Nu, cred că aș lua... Nu mă,
aș invita mai mulți fotografi care nici n-ar trebui să le spun eu să-și ia aparatul la ei. Așa. Sigur. De, cred că nu, așa aș face. Aș invita mai mulți fotografi care cu siguranță și-ar lua aparatele la ei și aș lăsa. Cred că mi-ar plăcea fotografiile astea făcute fără să le zic eu să le fac, știi? 20 de poze, 30 făcute, 5 făcute de unul, 5 făcute de unul și la restaurant, nici nu știu, cred că niște poze de telefonul mi-ar fi de ajuns. Știi? Vorbesc serios, la acolo. Serios. Am văzut o chestie foarte mișto, cred că o știi, de la evenimente, pe fiecare masă e cât un QR code. Aha. Și fiecare... Nu știi asta? Fii atent. Fiecare invitat are pe masă un QR code și se explică acolo că poți face poze cu telefonul tău. Uh-huh. Și dacă scanezi codul ăsta, mi le poți trimite și mie să le văd și eu din perspectiva ta cum ar veni. Da. Uite, uite varianta asta. Cea mai mișto chestie. Mulți invitați care fac poze sunt sigur că mi-au ieșit niște poze acolo de o amintire, știi? Și cu telefonul, dacă ar veni. Și cu telefonul, da. Da, n-am, deci, uite, asta ceva, e o... ți-am zis, dacă ar fi să aleg doar unul, cred că pe Marius Tudor l-aș lua. Pe Marius Tudor, că îi place așa să stea, e mai puturos așa, știi, nu se adică e pozitiv, zic. Da. Și ca o glumă. O glumă ca o paranteză. Eu așa, nu l-am văzut niciodată la o nuntă, dar așa mi-l imaginez pe Marius Tudor, stând așa după, dă puțin aparat, dă un pic, stând așa, eu așa-l văd. E, nu o să spună pe mine, asta e perdeaua, știi? Așa. Și așa-l văd pe Marius Tudor. O perdea. Se mai bagă un pic, văd, momente, cam așa-l. Cred că e posibil. Pe el și l-aș lua și pe Marian Stera pentru niște portrete din alea așa clasice și pe Casian l-aș lua. Vezi că nu mamă, pot deci să, vezi, uite, vezi cum... Nu pot să mă reduc. Fiecare are, cum să zic eu, fiecare are ceva super mișto, știi? Și cum aș vrea și de la ăla un pic, Da. Asta ca să înțelegi cât de greu este pentru o mireasă. Să aleagă. Să intri și să cauți o grămadă... De asta sunt eu bun, pentru că eu fac tot ce fac. Ce trebuie, înțelegi și eu așa. Da, de asta te-am invitat pe tine primul. Da, mulțumesc. Și pentru asta îți mulțumesc eu. Care e cel mai important sfat pe care l-ai primit în toată cariera ta de fotograf? Pau, mamă, ce... Uite, vezi, vreau să vă zic ceva, mi-a dat întrebările dinainte. Da. Dar mi l-a dat la 11 noapte, adică aseară și... Vă dați seama că n-am mai stat să citesc. De vezi, dacă citeam întrebarea asta, știam. Deci care a fost întrebarea? Nu, zi ce ai zis tu când ți-am trimis întrebările. Ce am zis eu? Nu o pot să zic, nu, că ne facem de... Azi că nu le mai citesc, pe scurt, dar sub altă formă mai vulgară. Deci ce sfat aș da cui? Nu, ce sfat ai primit tu în toată cariera asta ta de când faci poze? Cineva care ți-a dat, ai menționat mai devreme... Păi asta, sfatul ăsta... Pe care l-ai primit de la cineva și de care ții cont. Să nu mai tragi în prea scump. Nu, asta mă zăvăcea Casian. Fodărelul cu lumina artificială, știi? Să nu folosești prea mult. Dar mi-o zicea sub o formă așa. Bă, le-ai rupt capul cu blițul ăla, știi? Adică nu zicea frumos. Bă, știu, lumina mai încetă. Bă, ai spart ochii, ai nu știu ce, știi? Și așa... Da, ai simțit-o așa, direct în suflet. O simți, da, știi? Și... Am început să lucrez și în lumină naturală și ambientală, că sunt diferit. Naturala e de la soare, ambientală e asta, știi? Cam ăsta a fost sfatul și am mai primit când făceam fotografii și asta sfătuiesc eu pe toată lumea, încearcă să, când ești la început, încearcă să nu primești sfaturi doar de la fotografii, că fotograful vede una, o mireasă care nu se pricepe la fotografii vede alta. Și fii atent. Am început să lucrez la un moment dat cu lumini spot. Lumina spot, da. Ce înseamnă? Că vine așa o de asta de lumină, dacă nu știi să echilibrezi ca lumea, restul se negrește, că făceam expunerea direct pe blitz, știi? Nu fac acum, mai întâi fac ambientul, să am informație și aici, și pe urmă vin cu lumina, o aprind și dau cât să ating. Nu, înainte dădeam blitzul la maxim,
că nu știa. Și dai seama că restul făceam negru în jur. Și se uita nevastă mea pe poze din punctul de vedere al unei mirese sau unui om care nu da. Bă, dar nu se de mă și rochie așa luat. Rochie frumoasă, tu e pozat doar capul, știi? Sau, da, la, era o femeie aici, avea... Da. Păi zici că era un backup ăla, știi? Nu chiar așa exagerat, dar ca da, să da, înțelegi, da. Exagerez eu cu descrierea, știi? Și când vine și zici, și eu îți dai seama că la început când îmi zicea, eu făceam pe profesor, bă, du-te mă, că nu te pricep tu, știi? Ai tras tu cu... Da, da, da. Da. Cu spot să vezi. Și ușor, cum... ușor mi-am dat seama că are dreptate. Zic, bă, eu trebuie să mă iau mai mult după ea. Că eu da. Nu vând poze fotografilor, nu ei mă angajează la noi, miresele mă angajează și eu trebuie să fac poze, să le fotografii, să le placă mireselor, nu fotografilor, știi? Și de la aia am primit cele mai bune sfaturi în privința asta și cumva m-a ajutat să fotografiez pentru oameni și să nu mai încerc să impresionez prin, nu știu cum am folosit eu, lumina, știi? Deci cam astea au fost sfaturile cele mai utile. Care sunt cele mai mari satisfacții pe care le ai de când ești fotograf? Aprecierea clienților. Nu știu, mie îmi place, frate. Adică am văzut când recenziile da. Alea pe Facebook. Mă, știi de ce postez recenziile? În primul rând, o recenzie dă încredere viitoarei mirese. Știi, așa că alege ceea ce trebuie. Și de ce le postez pe pagina mea? Multe dintre ele nu știu. Nici nu știu să intre la secțiunea de recenzii, știi? Nu știu mult, sau e greu, nu e accesibil așa, să ai un buton, ai deschis, bam, recenzia, intra și aici, ai citit, știi? Și cumva recenziile astea, cum să zic eu, fac în așa fel ca oamenii să ajungă mai ușor la ele, știi? Și fac un print screen și îl pun acolo, știi? Și e mișto să... Și când îți cumperi cea chestia asta, am învățat-o acum ani de zile, păi m-a cu... Dacă eu la un produs caut și citesc ce au scris alții, înseamnă că și eu vând ceva până la urmă, vând niște servicii și atunci și eu trebuie să am chestia asta și m-am axat pe chestia asta cu recenziile. Adică știi cum erau vânzătorii pe Lipscani? Mai știți? Pe vremuri? Păi, na, e, ce să zic? Era o stradă. Dacă făceai un pas banc pe Lipscani, trebuia să cumperi ceva. Adică ieșeai cu costum de bluși pe partea alta, intrai în short și în tricot și aia aveai bani, erai cu costumul pe tine, știi? Așa și eu. Am mai fost mirat, mi-a lăsat recenzii zi de zi, deci te terorizezi. Recenzii, știi? Așa cum tu mă întrebi pe mine când sunt gata pozele, îți dau, ți le dau mai devreme cu trei, adică predau pozele și într-o săptămână de multe ori. Așa am citit ceva la tine, mi-am adus aminte și mi s-a întâmplat și mie. Zi-o pe aia cu mesajul la 2-3 dimineață. Nu mai știu că sunt multe. Cum aia când ai zis că dacă mai îmi scriu un mesaj ajunge la 10.000 de euro. Mi se întâmplă, și mi s-a, deci fix când am citit, că vorbeam de telepatie când am văzut acum, fix când am citit mesajul, în noaptea aia la 2, am primit un mesaj. Salut, fii atent. Nu, n-am scris, nu. Nu sunt chiar așa bun ca tine la scris. Și a zis așa, salut, ești liber pe 12 mai? Aha, da, da. Și am răspuns a doua zi la 10, salut, da, și nu mai mi-a răspuns. Da. Mă, nu știu care-i faza, oamenii, este posibil ca să fie și prin țări străine, prin America, pe undeva, nu știu care-i decalajul ăsta. Nu, așa. Cred că era... Câte ore? 5 ore, nu? 7. 7. E posibil. Nu, era număr de România, nu. Nu era pe WhatsApp, era SMS. Fie mulți îl gândesc mesajul ăsta ca pe un mail, știi? Adică eu mă gândesc, dacă dau un mail la două noaptea, nu deranjează pe nimeni. Cred că așa îl gândesc cu oamenii, și oricum are închis. Să nu, adică la modul, bă, știi ce se întâmplă? Ți apare o reclamă în feed, da? Că sponsorizăm mulți dintre noi. Și tu, ca să nu pierzi contactul, îi trimiți atunci pe un mesaj, că a doua zi nu mai știi pe cine ai văzut și cum le ai, că cred că și asta... Ei, trimiți un mesaj pe Facebook, dar ai trimis și SMS? Nu mă, nu, da, nu știu cum gândesc. Dar ți-a sunat vreodată telefonul noaptea, după 12? Nu, de sunat, nu. În schimb, mesaje primesc aproape zilnic, între 12 și 2 noapte. Da? Primesc, da, și sunt mulți oameni de afară, știi, care pentru la ei 11 sau ceva de genul ăsta, știi. Primesc în permanență mesaje, păi... mi-a scris una fiată. Ar trebui să o postez și pe asta. Uite că nu, că lumea ce bă, tu îți scrii mesajele, bă, nu îți scriu.
nu mi le fac, eu n-aș avea timp să fac cum să-mi trimit eu mesaje, știi? Și stai așa, mă. Dar să nu-mi zici că am șters că le... Sau nu, că am prins. Mă întreabă cât e prețul. Nu, zice, vreau un fotograf bun. Am făcut prin scrintul doar la ultima. Prin scrintul. Prin scrint. Prin scrintul. Scrint. Prin scrint. De ce zic prin scrint? Păi nu știu. Prin scrint. Așa, așa zic mereu prin scrint? Nu. Prin scrint. Acum zic prin scrint. Zice, vreau un fotograf bun. Cât e, cât e prețul? Zic, bă, pornește. Când văd cât e prețul direct... Nu mai stau să trimit mail, că mă complic. Zic, pornește de la atât și dacă vrei, da, continuăm cu discuția. Da. Este nuntă mică, nu se merită să, să dăm pe fotograf, că dăm pe muzică. În primul... Adică, bă, ce te-a mă rușine să zici așa ceva? Nu se... Păi, practic, ți-a zis că... Da, nu se merită. În fin, cât de mic, zic. Păi vă spun ce ne dorim și ne faceți un preț. Dorim save the date, treci de adres să-l facem. Dorim poze plus video cu toate, adică nu vreau să dau, dar vreau și save, vreau și nuntă, vreau și treci. Dorim poze plus video cu toate momentele de la nuntă, știi? Și zic, lăsați, că nu se merită să fotografiem o nuntă mică. Și am zis, nu se merită. Și am zice, la revedere. Și zic, da. Da. Adică, da. Mamă, deci are, are, are o... Că sunt fel și fel de oameni. Da, mă, nu, nu, da. Băi, nu-i condamn. Nu-i condamn, pentru că sunt oameni care nu au absolut... De ce nu-i condamn? Pentru că eu am fost ei, la un moment dat. Da? Eu am fost oamenii ăștia care nu aveam nicio noțiune despre fotografie, care atunci când mi-a cerut, când a trebuit să-i dau fotografului 300 de euro dimineața, deci îmi venea, bă, mamă, vorba vine, știi? Deci simțeam nevoia să-i fac ceva rău de banii, știi? O chestie din asta. Și doar bă, fotograful, dar au mai doar fost fotograful. Și altele. Cu toate că el era la 20% din preț, știi? Pentru că eu... Da. Mintea mea nu se ducea așa, știi, adică eu nu știam cât costă un card, cât costă aparatul, cât costă o promovare, nu se promova pe vremea, nu, dar cât costă calculatorul, cât timp petreci după ce ai fotografiat, după ce ai fotografiat, știi, adică nu aveam nici mie, pentru mine era ziua, cât, cât, mamă, cât a fost ziua asta? 10 ore ți-am dat 300 de dolari, mamă, ce mult, adică atât gândeam, știi? Și asta, așa sunt și oamenii ăștia, atât gândesc ei, atât cred că se întâmplă și n-am, nu pot să, nu pot să-i condamn. Dacă aș, dacă n-aș fi trăit și eu, n-aș fi gândit și eu ce gândesc ei, da, poate îi condamnam, da, așa. Și în plus de asta, și că vorbim de chestia asta, că îți mai zice lumea, e, băi, n-au, nu au bani, nu au fizic, n-au de unde să plătească atâția bani. Nu au. Că sunt mulți care muncesc pe 2500 de lei și n-are cum să-ți dea ție și ca trupă și ca foto și ca 1000 de euro. Sunt, știi? Prea multe, nu, da. N-au, nu au de unde fizic, știi? Dar te deranjează exprimarea. Așa este. Știi? E mult. Băi, nu, nu-ți permis tu. Nu, nu că e mult, nu spune nici tu că sunt și mai scump ca și mai ieftin, știi? E ca tu când zici unui fotograf e mult, e ca și cum eu te întreb pe tine ce job ai. Sunt contabil, cât ai salariu? 5.000. E prea mult salariu, știi? Deja l-ai pus, da, pe el într-o... Da, e prea mult, îl spăcălești patronul. Eu neștiind de fapt cât muncești tu ca contabil și cât stai cu ochii în calculele alea și te strofă. Cum ar să zic eu că e pai salariu? Exact asta zic ei. Sau e ca și cum te duce în showroom la un brand șmecher de mașini? Da, 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 cât da, e asta? Da. Nu, asta păi e... 150.000. E mult. Treaba asta e relativă cu e mult. E mult, depinde câți bani ai tu, știi? Sunt persoane care nu iau fotografi buni. Așa. Pentru că au prețul mai mic și cred că e mic. Și cu toate că omul ăla livrează ceva mișto... Da, dar știi tu asta, pentru că da, poate îl urmărești și știi că așa, dar... Și sunt, și nu iau fotograful respectiv pentru că ei își dorești ceva... Care e cel mai scump? Ăla, ăla, pe ăla-l vreau. Nu contează ce faci, știi? Pe ăla-l vreau. Cine e ce fotograful anului? Ăla. Da, e bine, e bună cât și câștigă? Asta. Cât ia? 1000?
Nu, e o păcăleală, nu, dacă nu e ceva 5.000, ceva nu e în regulă. 5.000, deci e relativ asta cu ei. E scump. Nu există. Nu există, e scump. Zi-mi cum vezi evoluția asta a anunților de la an la an și ce faci tu, cum te adaptezi tu în schimbările astea? Mă, există două categorii de nunți. Nunți mici și nunți mari. În Moldova vor fi întotdeauna nunți mari, da? La Vaslui. N-o să în vezi în țară Vaslui de obicei sunt nunți mari. Da, în țară. Cumva e un trend acum cu nunțile la hambar de 70-80 de persoane, știi ceva, sau prietenia, bine, nu mai zicem de extreme de 10, nașii, părinții și rudele, sunt și extreme de astea. Așadar, nu cred că o să se schimbe mare lucru atâta timp cât o să mai fiu fotograf, adică în următorii 10 ani. Nu. O să fie aceleași trenduri, la, cumva la țară și în zone rurale o să fie nunți mari, în orașe... În primul rând, nu mai sunt saloane atât de mari, adică nu știu dacă găsești în București un salon de nuntă de 1000 de persoane. Știi? Nu, de 1000 nu. Da, adică nu cred, dar de câteva sute, 3, 400, 500, da. Nu o să schimbă, sunt momente și momente. Așa o să rămână. Care e cea mai mare nuntă la care ai fost? Cu câte persoane? N-am fost la nunți foarte mari, undeva la, cam asta e media mea la mine, 3-400 de persoane. Ceva. Am avut și excepții, 5-600 de persoane, dar am avut și noi în cu Bucovina, chiar cu trupa Feelings, când am zis că am fost în Bucovina, cam așa era, da. Vreo 5-600 de persoane. Și am mai fost la o nuntă mare prin Târgu Frumos, acolo la cineva, tot așa, vreo 600 de persoane. Spune-mi ce echipament consider esențial pentru a fi un fotograf de nuntă de succes. Nu sunt de acord cu expresia că cu aparatură, cum să zic eu, nu de top, zim termenul. Middle level. Nu sunt de acord cu aparatura middle level, faci treabă bună. Cu orice faci treabă bună, dar doar în anumite condiții. Dacă vrei să livrezi calitate, indiferent de lumina pe care o ai și de condiții și de orice, trebuie să ai aparatură pe care să o adaptezi la fiecare moment de asta, știi? Dau niște detalii acum pe care oamenii care te urmăresc pe tine nu le știu. Nu orice aparat poate livra calitate la ISO 10.000, la valori, da? Dar cu aparatul ăla poți să faci, A7-2, că vorbim de Sony, da? Cu A7-2 faci o ședință foto ca afară, în lumină naturală, poate cu, ca cu A9-3 sau... Dar nu mai poți să faci chestia asta într-un loc unde unde e lumina foarte, foarte nasoală, știi? E vorba, depinde și ce fotografiezi, câte frame-uri ai nevoie de la un aparat, câte, știi? Eu și altă chestie, în anumite condiții, cu aceeași aparatură obții același rezultat, dar cu cât aparatura este mai bună, ajungi mai ușor la rezultatul respectiv, chiar dacă e același. Da. Da? Deci ajungi mult mai ușor. Nu mai te chinui tu să focuțezi, să muți ăla cu joystick-ul ăla, să muți focusul pe subiect. Cu toate că poza e la fel, dar ai făcut-o mai ușor, că focusul la un aparat de 1000 de euro se duce banc, direct pe ochi. Nu mai stai tu să... Știi? Deci rezultatul e cam același, munca, aparatele astea ne ajută să muncim noi mai puțin, să depunem mai puțin efort. Da, dacă vă permiteți ca fotograf, luați ce este cel mai bun. Top. Top. Spune-mi cele mai ciudate... Asta am făcut poza asta cu un aparat, astea sunt niște chestii de... marketing, părerea mea, ca da? să vinzi cursuri, să vinzi, să arăți tu că de fapt omul din spatele camerei, da, este foarte important omul din spatele camerei, dar este și important să ai un aparat de top care să te ducă ușor la rezultat, și decât să fac un aparat mai prost o poză într-un anumit timp, în același timp o să fac 3 poze bune, da, un aparat mai, știi? Bun. Cele mai ciudate cerințe pe care le-ai primit de la miri?
Da, am avut, astea pot să le spun, am avut, nu cerințe, întâmplări. Am avut mireasă care m-a plătit separat, n-am avut altă soluție, a vrut să știe soțul că e un preț, că bărbații nu vor să dea bani pe poze, adică banii cu banii de nuntă mai vin și a luat niște jante la mașină, un PlayStation, un PS5, așa. Mă deranjează chestia asta, Maxim. Chiar să mă întreb după asta despre asta. Cu apropo de cine decide pe cine luăm la nuntă. Ce voiam să zic? Așa. Deci a zis soțului un preț și separat m-a plătit ea fără să știe el. Am avut chestia asta. Am mai avut chestii din astea, nu vreau să apară foarte mult soacra în poze, știi, că nu o sufăr, adică cât mai puțin în poze, și am mai avut ciudățenii de astea cu noua soție a tatălui, nu vreau să apară, să ai grijă, să da, nu ce faze da, din astea. Cam astea, în rest n-am avut așa mari chestii, știi, deci cam astea au fost. Deci asta cu plătitul, cine, da, cine plătește, cine decide? Băi, știi care e faza? O mireasă mă place foarte mult ca fotograf, știi, și mă vrea la nuntă neapărat, știi? Zice, vorbesc cu soțul și revin. Este perfect normal să vorbești cu soțul. Da, e perfect, ești o familie. Normal. Dar nu e normal să faci doar ce vrea soțul, știi? Adică, da. Băi, ok, eu vreau fotograful ăsta, hai să luăm pe ăsta, tu vrei la restaurant formația nu știu care, exact, hai să o luăm pe aia, știi? Adică să vorbesc cu soțul, cumva se traduce, să vedem dacă vrea soțul, știi? Da. Adică, nu știu, adică mult, toți. Și ce zice soțul? Toți avem probleme. Nu, că cât nu mai e, revin, nu mai, cât e asta? Nu mai revin. Atâta. Majoritatea nu revin, știi? Că e ciudat că dacă îți dai seama că la nuntă nu-ți face măcar plăcerea. Nu vorbesc numai de neapărat de foto, de orice, da, știi? Băi, am și o plăcere asta la nuntă. Da, poate te urmărește de un an, doi, de știe tot, știe recenzii, știe ce faci. Când soțul a zis nu, tu ca mireasă trebuie să te gândești că peste 2 ani o să-ți dorești un concediu undeva și e posibil ca să zică și la concediu nu. No. Ce ne trebuie nou să mergem? Mergem la Costinești. Să-ți faci casul, că așa era obișnuit la nuntă, n-a vrut, da, dai seama că la nuntă n-a vrut soțul fotograful ăla și nu l-ai luat, așa o să faci toată viața. Vrei într-un concediu? Stai să vorbesc cu soț. Nu, la Costinști. Deci tu când ai refuzat ca mireasă fotograful pentru că n-a vrut soțul, nici în concediu pe care îl vrei n-o să pleci. Eu cel puțin așa văd lucrurile, e foarte ok să te sfătuiești, dar nu e ok să decidă doar el. Într-adevăr, sunt și mirese, cum să zic eu, care nu știu cât se câștigă în familie, poate sunt mirese care unde în familie în care muncește doar el și e normal că sunt banii munciți de el, știi, să-și aducă aportul, cum să zic eu, în deciziile luate mai mult, dar astea sunt cazuri rare, știi? Da, mi se pare ca deciziile astea să fie luate împreună, nu doar, indiferent, sau chiar dacă zice mireasa, vreau asta, trebuie să ții un cont și de ce vrea el, știi? Să fie un echilibru, nu să decidă doar unul, nu și nu, știi? Hai, zi-mi o întâmplare funny, ceva care efectiv te-a pus jos, ai râs de nu puteai să mai faci poze, că sigur ți s-au întâmplat, adică... Păi, sunt de astea, nu se pot povesti. Cum să nu? Păi cine știe ce... Tu zine de acolo. Bine, nu, n-am avut niciuna. Sunt astea cu la botez, când face copilul pipi pe nașa și și-a luat nu știu ce rochie și săracă era udă până aici că a ieșit prin Pampers. Faze de astea, n-am avut ceva. Am mai avut, băi, niște... faze așa când te gândești la ele îți vine să râzi, știi, da, când s-a întâmplat acolo am avut, băi, trebuie să o povestesc pe asta, deci acum mi-am adus o aminte, frate, uite, sunt miri, poate o să vadă, deci am avut o nuntă și cred că am filmarea, sigur găsesc filmarea, nu știu, sunt mulți ani de atunci,
Te-am făcut curios, după cum vezi că nu mai clipești să ochii. Da, pentru că deci mă interesează că chestiile astea. Deci fii atent, a venit tortul, a venit tortul și era un el și o ea, un cuplu, care era ori beți, ori fumați, ori ceva aveau. Așa. Băi, s-au luat de mână, s-au dat în spate și au fugit spre tort și s-au aruncat pe el, pe burtă. Deci mă jur, pe cuvântul meu de onoare, știi ce s-a întâmplat? Că i-au luat invitații la bătaie. Nu cred. Da, i-au luat invitații la bătaie. Nu mai știu că n-am coborât după ei. Deci s-au luat de mână și s-au aruncat. Dar sigur, și ea era... Ea, fata asta, Mireasa, a lucrat la un magazin sau ceva de genul ăsta și ea era colegă la magazinul de vis-a-vis, da. Și ea s-a auto-invitat la nuntă. Ai nunta, a, vin și o fată, știi? Adică colegi de bani, nu mare prietenie, știi? Da. Vin și eu la nunta, chiar asta povestea, bă, dar nici nu i-am invitat, ei au vrut neapărat, ea de fapt, ea a vrut neapărat să vină, știi? Și s-au luat de mână și au sărit peste tort, au făcut tortul la varză. Acum ați vine să râi, știi, dar în momentul ăla... Auzi, dar... Și ce zicea lumea? Păi au rămas șocați, au rămas, băi, n-are cum așa ceva, știi, adică la o chestie de an, știi că mai sunt alea cu tortul, de cade la cu tortul și machetă și vine pe urmă cu tortul ăla bun. Nu, frate, n-a fost nicio machetă. Au mai fost faze pe net cu tortul care, gen, a luat din tort, știi? Da. A venit un invitat, a luat o bucată de tort și l-a pleznit pe mire cu tortul. Nu, am avut și o nuntă de genul ăsta, dar s-au murdărit cu grijă. Știi, să nu-i dai, i-a dat pe față, dar să nu-i dau pe cămași, sau pe costum, știi? Aia, astea așa se fac și la aniversări și peste tot, unde e cu frișcă, cu ceva, toată lumea ia din frișcă și de... Da, altele? Au mai fost? Nu, cam atât. Deci de astea, asta e cea mai bombă, așa, situație dintre toate. S-au luat ăștia de mână și au sărit peste tort, știi? Băi, mai am nași care au leșinat chiar... Tot la nunta asta. Deci mă jur. Deci tot la nunta asta e cuvântul meu. Deci mă uitam la naș, știi? Și până la biserică te prietenești, știi? Și nu știu ce am făcut. Știi, cum mai ai gestul ăsta de face așa, bă. Se uită la mine, zâmbește și cade pe spate, frate, aleșinat. Deci știi cum a fost senzația? Că atunci eu ți-am făcut cu ochiul și că ți-am făcut eu cu ochiul, tu ai leșinat. Știi, exact așa, eu fac cu ochiul. Adică, gen, eu zic, cum e? Ești ok? E. Și a stat așa cu aia mână. El lui era rău dinainte, dar așa s-a nimerit, știi? Și zic, mă, nașul, dita mai omul, era atâta namila de om, da, știi? Da. Și a zis, a rezistat și... A așteptat să îi faci jos. Tu cu... Da, așteptat, ce, ești bine și... Japonia. Exact. Zim cum menții echilibru între viața personală și profesională. Băi, bună întrebare. Am avut acum câțiva ani, 2-3 ani de zile, eram workaholic înainte, știi? Și cumva meseria asta de fotograf e o meserie din care se fac bani. Dar n-ai cum să faci bani muncind puțin. Corect. Știi? N-ai cum. Adică tu, ca să te diferențiezi de perioada în care erai la job și să câștigi, că de-aia ți-ai făcut un business, practic, să câștigi, adică ăsta este unul dintre motive, să faci un business ca să câștigi mai mult ca la job, știi? Dacă munceam puțin și fotografiam doar 2 nunți sau 3 nunți, până câștigam tot cam ca la job, știi? Punând taxe și toate cele, știi? Cam tot cu banii aia, plus minus 3-4.000 de lei, știi? Câștiga. Și tu, ca să te diferențiezi, să câștigi mai bun și să simți că ai un business și că ești patron, știi? Trebuie să muncești mult, adică să 5-6 nunți pe lună, să tragi, știi? Mulți. Și ajunsese mai mult de atât, 7-8 și prețul mic, știi? Și când ai prețul mic, ai mult de lucru. Da. Când vezi oameni, mamă, ziua 1, ziua 2, ziua, că tu știi, ziua 3... Ăla e fotograful care câștigă în 3 zile cât câștig eu într-o zi, dar eu postez doar o nuntă și el 3. Așa, cu zilele astea, mamă, câte... Noi, hai că o dau dintr-una la alta. Bă, noi suntem singura meserie, noi fotografii, care ne lăudăm cât de mult muncim. Eu n-am văzut... Lumea de obicei nu e adevărat, și în muzică e la fel.
frate. Nu știu, eu n-am văzut un doctor stomatolog să pună pe pagina lui, mamă, am avut 20 de clienți azi, am stat... Azi am avut 20 de operații. Da, sau un doctor, sau, nu știu, un avocat, am avut 5 procese. Noi trebuie să arătăm, mamă, ce mult, ce câte vizualizări. Să fii cumva valid, validat, să fii validat. Eu am făcut și eu asta, am făcut și eu chestia asta, dar nu mai fac de mult. Și acum e reversul medaliei, că am irese care vor să lucreze cu mine și nu-mi scriu, crezând că sunt ocupat. Deci, iată, am avut anul trecut, m-a sunat un băiat la pentru botez și zice, Mihai, tu uite, soția mea n-a trezit să te deranjeze că sigur ești ocupat. Și zic, bă, când e dată? Atunci. Nu sunt ocupat în data respectivă. Am venit la botez. În fine. Ea n-a vrut să mă sune. Deci, fern convinsă că eram ocupat. Ajung la botez și vorbesc cu ea, zic, băi, ne-am dorit mult de tot să lucrăm cu tine anul trecut la nuntă, știi? Dar n-am îndrăznit să scriem, că erai, că sigur erai. Zic, când a fost data? Nunți, 7 septembrie. 7 septembrie a fost post. Singura... Nu era post. Dau un exemplu, 7 septembrie, nu mai știu. A. Dar era, da, chiar 7 septembrie. Păi asta știu, zic. Un an sau cu doi înainte. Nu, că nu e post în septembrie. Nu era post. Sau, nu știu, în fine, pe 7 septembrie și-a pus ea data, a fost singura mea dată liber. Știi că ai o dată de aia ghinionistă, era o dată când toți oamenii aveau 20 de cereri pe data respectivă, mie nu-mi scria nimeni, frate, pe 7 septembrie, toți câte ai? Bang! Nu scria nimeni pe 7 septembrie și femeia asta și-a pus, a avut nunta pe 7 septembrie și a fost și epic fail fotografia de la nuntă cu cine a colaborat ea. Așa și nu mi-a scris, crezând că sunt și zic, nu mai postez eu de-astea că să arăt eu ce ocup. Lasă să creadă lumea că n-am și să... Și să da, uite, că poate să fie într-adevăr. Păi da. Nu, uite cât de ocupat sunt, mesaje. Nu. Știu că sunt slabe șanse, dar totuși îndrăznesc. Bă, frate, slabe șanse. În fine, hai că o dăm dintr-un alt. Și vorbeam cu nevastă mea acum câțiva ani de zile și zice, bă, trebuie să vorbim. Zic, mă, o vrea să divorțăm. Ceva nu e în regulă. Asta o bagi așa, o vrea să divorțăm și o să ai vizualizări, știi? Da. Mihai Roman, știi? Dar de fapt, subiectul alt. Zic că o vrea să divorțăm. Vorbesc că ne întâlnim seara acasă. Și că bă, tu știi că în ultimii doi ani tu n-ai ieșit odată cu copilul afară? Nu ți-l iei de la școală să îl iei să-l... Nu, te duci să te plimbi cu bicicletele în parc, știi? Adică, tragic, frate, de la muncă. În gură de bani, știi? Atunci mi-am dat reset, nu mai trebuie să fac așa, că până la urmă una e copilăria, nu se mai întoarce, știi? Nu dai nici în partea în extrema cealaltă să stai mult doar copilul, că nu mai ai ce să-i ofere, că nu mai ai să duci la engleză, la not, la... Te duce tata în parc, dar doar în parc, în altă parte, nu te mai duc, știi? Că atât se poate. Și atunci mi-am dat așa un restart și am încercat să găsesc un echilibru. Și l-am găsit, știi? Și în fiecare, suntem în luna martie, deja am 3 concedii făcute. Am plecat pe 1 ianuarie, am fost la Berlin, pe urmă am fost la Paris, am venit, am fost la Paris, pe urmă am plecat în altă parte, deci city break-uri din astea. Uh-huh. La Berlin asta vreo 7 zile, știi? Așa, și în fiecare an am propus să ne facem 8-9 concedii, ceva de genul ăsta, și să nu mai pun atât. Băi, dacă am o rezervă acolo, că în caz că se întâmplă ceva, să apelez la ei, dar nu vreau, frate, 7 case, că știi cum, eu dau un extrem a cealaltă, știi? Zic, cât am, 43 de ani, bă, cât mai am de 3, 25, știi? Nu, da? Hai, sunt 3, 25 de ani, știi? Cam așa o gândesc când nevastă mea zice, bă, nu mai gândi așa, mă omor cu socotelile astea, știi? Da, și... N-am văzut Dubaiul până la 43 de ani și n-am Lamborghini, nici nu mai mă interesează, că parcă nu mai am niciun farmec acum, știi. Nu, vreau să... De unde, că poate la 50 de ani? Nu, vreau să trăiesc frumos, frate, să... Adică, cum ziceam și cu ce vreau să simtă miresele din ziua nunție, cam fac o paralelă, copii, cum ți-ai trăit copilăria? Păi... N-aș vrea să zic că tata era la nunți și noi eram pe afară. Dar zic, bă,
ce frumos era când noi mai fiu, ce frumos, tata, mergeam și acolo și acolo. Am vizitat Europa. Am vizitat, când se duce cu gagică sa la 25 de ani la Paris. Berlin, să zică, băi, am fost și cu tata și cu mama aici. La, aici, uite, știu deja locurile astea, nu sunt așa importanți. Bine, acum e o scuză că nici nu știu să fac bani mulți și zic că nu sunt importanți, că poate dacă știam să-i fac, aveam alt discurs, știi? Nu, dar pe bune, trebuie găsit un echilibru între muncă și, știu, toți, de fapt, toți știm oameni foarte bogați care ar putea să renunțe oricând, bă, îmi vând business-ul și eu, da, și copiii mei și nepoții și încă trei, da, generații o să trăiască, ok. Sunt oameni, nu sunt de acord, frate, cu ăștia care se trezesc la 8 dimineața și vin la 10 acasă și iau milioane în cont. Știi? Pentru ce să facă? Deja aia nu mai sunt bani, sunt niște, doar niște cifre. Nu, că fizic nu mai muncești pentru bani. Muncești cumva să nu-ți pierzi poziția socială, să nu cazi pe locul 2 în ierarhia asta a bogaților. Știi? Da. Pentru mândrie muncești, nu mai muncești pentru bani în sine. Că, eu sunt sigur că un om care are 100 de milioane de euro și un om care are 1 miliard de euro trăiește fix la fel. Adică își permite aceleași avioane, aceeași insulă, aceeași tot. Știe de ce? Fix același lucru. În fine, fiecare. Eu nu mai... M-a început să-mi iasă din cap chestia asta, să fiu disperat să muncesc așa mult și să nici n-apuc să-mi cheltui banii, știi? Câți ani crezi că ne vom mai întâlni pe la nunți? Dacă sunt mulți fotografi bătrâni în lume, în România nu, pentru că la noi nunțile sunt grele, știi, se fotografiază ore, 24 ore. De ore, n-ai zis tu? 24, nu, aia a fost o nuntă exagerată, nu, o nuntă normală cumva începe pe la 10 dimineața, 11, să zicem, și se termină la 4-5, știi, ceva de genul ăsta. Eu cred că încă 10 ani mai o să mai fotografiez în formă maximă la anul. Spun, o să fac băieții mari, o să mă ajute, o să fiu acolo cu ei dacă vor să se implice în chestia asta. Au înclinații? Nu. Nu? Nu, dar nu. Ăsta micul al meu, mi-am luat un, când vedeam DJ-ul ăsta, cum îi zicem? GoPro. GoPro, mi-am luat un Osmo 4 Action și tot pe un stativ din ăsta și place să meargă cu el prin casă așa să, uh-huh, să ne filmeze. Bine, el se uită la noi, dar ține camera în jos, știi? Ceva de genul ăsta. Așa filmează. Și el crede că oricum ar ține camera, el crede că ce vede cu ochiul liber face și camera asta, indiferent de... De ea, tati, ce ai filmat? Și se văd doar picioarele. Dar acum am mai început cât de cât să filmeze mai... Nu vreau mă să-i oblig, nu sunt... cum să zic eu, adeptul la modul ăsta, că dacă tu ai fost ceva, să fie și copilul ca tine, știi? Mi-ar plăcea să facă chestia asta, dar nu știu, adică totuși sper ca în viață să fie mai mult decât un fotograf de nuntă, știi? Că să decide el. Sunt meserii și mai frumoase. Cât vezi tu, cea mai frumoasă meserie din lume, fotografia, nu e cea mai frumoasă, e frumoasă, dar nu cea mai frumoasă. Cea mai frumoasă meserie din lume, chiar văzusem pe Google un reportaj, administrator de insulă. Am văzut, da. Acum omul se plimbă și trebuie Nu, era o insulă din asta exotică, nici nu era cu mulți turiști, adică era o chestie strict pentru milionari din ăștia și pe toată insula venea o familie, atât. Adică nu era un hotel în care veneau mulți și trebuia cu catering, cu mâncare, cu ospătar, cu toate. Nu, veneau, trebuia să ai o grijă doar de familia, știi? Și aia era cea mai mișto meserie din lume, știi? Eu zic că cea mai frumoasă meserie e aia care îți place ție. Care îți place ție, exact. Zi-mi cum a fost pentru tine pandemia. Băi, a fost... Cum ai trecut prin pandemie? A fost super mișto. Mai puțin veștile că a murit unul altul, știi? Alea nu erau... Da. Sau știrile alea care nu știu cât erau. Eu zic că erau adevărate, pentru că am avut și... cazuri dintre apropiați care au avut probleme și au stat prin spitale și părinți de-ai prietenilor mei care chiar au murit din chestia asta, dar exceptând chestia asta a fost așa, un moment de relaxare. Am câștigat bani cât să nu rămân cu datorii, știi, adică am mers în continuare cu educația copiilor, știi, nu le-a lipsit notul engleză, karate și ce mai fac ei. Așa,
A mers în continuare cu rata la mașină, am probleme, întreținerea și a fost... Și evenimente? Am avut cât să-mi plătesc toate astea, știi? Uh-huh. A fost ok. Cât să-mi plătesc dările la firmă, cartea de muncă, ce mai am eu, știi? A fost ok. Ai trecut bine prin ele. Da, am trecut la limită. Am trecut la limită, dar n-am rămas cu sechele, știi? Mamă, ce datorii am, ce... Te omoară, adică statul în casă te omoară, știi, oricât ai încercat tu să-ți găsești fel și fel de activități în casă, hai să gătim, hai să nu știu ce, nu, e nașpa să stai în casă. Fii atent, o să preiau rolul unui Mire și o să încerc să te întreb câteva întrebări pe care ar trebui să te întrebe și Miri, nu neapărat pe tine, ci în general atunci când își caută un fotograf. Cu cât timp înainte de nuntă ar trebui să te rezerv? Uite, n-am un răspuns concret. Nu există. Pot să fiu liber și cu o săptămână înainte, pot să nimerești cum ți-am dat exemplu. Și există și varianta, sunt acum mi-a scris, sunt dimineața asta în 2025 pe la sfârșit mi-a scris cineva și nu sunt liber, știi? Adică nu e... Dar cea mai bună variantă este dacă vrei neapărat să lucrezi cu mine și îți place ceea ce fac, să mă întreb ce am liber. Și da, un sfat pe care îl dau mirilor. Nu programați toți furnizorii după data de la restaurant. Sunt cazuri excepționale. Când vrei neapărat un restaurant și are liberă doar data aia, atunci n-ai ce să faci. Da, dar vei avea... Pui doar data... Se face cel mai ok este să facem felul următor. Care sunt furnizorii care plac? Roman... Îi pui pe foaie. Îi pui pe foaie. Așa. Pe toți. Restaurantul, ai cerut o dată, datele libere de la toți și cauți o dată comună. Exact. Care este liberă și așa nu există. Că dacă spui restaurant, după urmă e greu să întrunești toți furnizorii în data respectivă. Adică sigur, poate să ai noroc, știi, sigur din toți unii o să... Nu zic că nu există înlocuitor, adică orice trupă poți să înlocuiești cu o trupă la fel de bună sau orice fotograf cu alt fotograf, dar dacă ai tupă. Da, așa, îți place de cineva anume. Da. Te deplasezi în toată țara? Da, oriunde. În toată țara și afară. Am avut vreo două nunți pe afară. Cu toate că nunțile pe afară nu sunt rentabile deloc pentru că tariful e cumva același, numai că pierzi și mai multe zile pe drum, știi? Da. Dacă vrei să... ca lumea de făcut de fotografiat o nuntă afară, dacă vrei să o corelezi cu un concediu, știi? Te uiți la nuntă și mai stai și 3 zile și practic ți-ai avut un concediu pe banii de avion plătiți de... Și cazare. Și cazare. Da, nu, că cazarea o cer cu o zi înainte și... De, bine, depinde cum te înțelegi cu mine, că poți să condiționezi. Voi vin în Belgia, că tu ziceam de Belgia, nu, dar îmi ieși 2 zile înainte, altfel nu vin. Am avut și noi în Madrid și ne-a luat 4 zile. Aha. Acolo. Dar trebuie pe aceeași bani, pe aceeași sumă sau? A fost aceeași sumă ca și muzică, ca și contract, dar avion, cazare și la cazare au fost într-adevăr zile. Normal că le plătesc, dar tu tot cumva ai fost plecat de acasă, să zicem, 4 zile, tot pe aceeași bani, în loc să fii plecat doar o zi, știi? Da, doar că... Dar ți-ai fost și un concediu și ai un alt, plimbat prin Madrid, a fost ok. Dacă am peste 300-400 de persoane, vii singur? Până la 300 de persoane vin singur. Pot să vin singur și la petreceri cu mai multe persoane, dar îi spun Mirelui că sunt șanse mari să fie oameni pe care n-apuc să-i fotografiez. Că n-ai cum să stai cu un carnețel în față, să nu zici pe ăsta l-am fotografiat, pe ăsta nu... N-ai timp nici să treci pe la mese la 600 de persoane că nu mai fotografiezi petreceri, adică dacă el își asumă că pot să fotografiez pe apucate și pe cine prind în cadru, e ok, mă duc singur, știi? Dar dacă mi se vor neapărat, băi, am 600, vreau 90% din ei, nu 2, 3, n-ai cum altfel. Da. Recomand și un videograf? Am videograful meu. Da? Cu care lucrez, da. Care este foarte ok. Cristian Popa se numește. Trebuie să spun cine este. Așa. Lucrează doar cu mine și mi se pare ok să ai o echipă cu un om cu care te cunoști. Mai ales că
Am mai fotografiat cu videografi, cu majoritatea dintre ei m-am înțeles bine, dar sunt și oameni care își văd numai interesul lor. Adică partea nu, lor. Partea lor nu interesează. Gândește-te că dacă nu te dai de unul care nu e înțelegător, gândește că, dau un exemplu, la biserică fiecare lucrează cu tipul lui de lumină. Îți dai seama cum ar fi să-mi pun și eu luminile mele, el să-și pună așa, când ai o singură echipă, lucrează toți cu același stil de lumini, același așa. La fotografia de nuntă sau de eveniment sunt cumva momente importante pentru video, mai importante pentru video și sunt momente mai importante pentru foto, știi? Da. Eu cu videograful meu, dacă se bagă în față, îmi permis să-i dau un șut în fund. Dă-te că nu e așa important, mai ok poza aici, din cazul în care ar fi de ales, ori foto, ori video, să zicem, că trebuie să alegi că n-ai loc, ori unul, ori altul, știi? Cu altul nu-ți permit să-i zici. Da, păi am văzut, știi că sunt pe net, pe TikTok mai ales astea, să bagă fotograful, după aia vine videograful să bagă în fața lui, iar să bagă fotograful. E un fel de challenge acolo. Și mai ales dacă dai, nu știu, mi se pare că când sunt două persoane care vor să-și facă, amândoi să-și facă treaba extrem de bine, atunci sunt șanse mari să nu faci niciunul, să nu faci... Pentru că... Te anulezi unul pe altul. Da, te anulezi unul pe altul, știi, și eu sunt obișnuit așa și merge ok așa, sau nu știu, când aș lucra cu alt videograf, am avut nunți care aveau, miresele aveau deja contract la videograf, că le plăcea, le plăcea mult. Știi? Câte ore stai la eveniment? Cât e nevoie. Da? Cât vor, da. Stau, în principiu, stau la restaurant, stau până se termină tradițiile. Adică ora miresei, aruncatul buchetului și mai stau 20 de minute după că și mai au oameni la revedere și mai sunt mișto momentele alea, îmbrățișările alea, știi? Și cam atât stau. Dacă mirele vrea să mai facă el un șpriț cu băieții, știi, când se strânge masa aia de hai, cântați aici, știi? Nu mai stau. Da, de obicei am două nunți, una după alta și cumva la undeva la 4 jumate trebuie să plec spre următoarea nuntă, să fac și un duș, să... dorm în mașină câteva ore dacă plec undeva departe, știi? Nu sunt, bine, nu sunt nici cu extreme de astea, că dacă e nuntă, nu știu, pe unde, în Moldova, deci da, programează miresele la 4 dimineața machiajul, nu mă duc, adică cumva începe la 10 ceva de genul ăsta, cam așa. Sau dacă nu am nimic înainte, mă duc și la 8, dar eu fac un program cu miri înainte de nuntă. Și nu-mi place să mă duc câine sur la vânătoare, știi, să nu... Uite, popa, Cristian, videograf. Stai așa. Băi, eu mor că nu am butonul ăsta la iPhone, n-ai știu ca la Android să știi, trebuie de aici. Să închizi. Da, iată. Și încă unul. Da. Mi se are ciudat rău. Fac un program și știu în fiecare moment unde sunt și ce fac și le spun în cazul în care nu pot să ajung la opa programul ca să înceapă nunta de la 10 dimineața. Mă refer la pregătirile miresei. Da, da, da. În cât timp îmi predai materialele și în ce format? Nu vreau să zic că trebuie să te dau piața peste cap. Da. Ultima nuntă am fotografiat o sâmbătă și am predat-o marți. Serios? Da, ca idee, pentru că lucrez foarte natural și... A, ai spus că 80-90% ele așa sunt și doar le faci... Foarte bine din aparat. La mine ceea ce fac eu la poze nu se numește de editare, se numește le aranjez un pic, le selectez, un pic de expunere, crop și am un pic de contrast din curves de acolo, fac tac, tac, dar foarte puțin, știi? Nu pot să fac asta mereu. Că nu depinde de locație, depinde nu sunt acasă. Știi, sunt plecat foarte mult și dacă nu stau la calculator, n-am cum, dar până în perioada de vârf, până într-o lună de zile, ceva de genul ăsta. Asta cam e așa, foarte tare. Da, cam așa le predau fotografiile și contează că sunt și mulțumite fetele de rezultat. Și ca și format? JPEG. Nu, pe ce? Stick-uri personalizate. Da? Dar nu mai vreau să dau stick-uri. O să dau doar varianta online sub amenințarea așa că pozele sunt acolo doar 3 zile.
pentru că dacă le dai pe stick, oamenii le rămân materiale pe sticuri și sticurile alea n-au viață nelimitată, se strică. Și mai ales că dacă nu știu că dacă ai băgat într-un calculator și când ai tras fără să dai acolo eject sau ceva, ăla gata. Sau le pierzi, știi? Și noi ținem materialele mai mult, dar deseori am avut cazuri când nu mai am filmarea sau nu se mai vede, nu știu ce. Eu nu pot da o garanție. Eu mi-am luat SSD-uri de la un SSD de la bun, de calume. Nu vreau să dau brandul, că poate a fost o întâmplare, nu ar fi toate așa, să nu facem rău. În două săptămâni s-a stricat. Da, mai mers, nu mai vedea calculator și, adică, super calitativ. Deci dai seama că n-aveam backup, era nasoală, nasoală. Și așa și cu sticurile astea, se strică la un moment dat. Și nu mai vreau să dau pentru că ele au o siguranță, dacă lasă că le-am pe sticuri acolo, știi? Și nu, sau mai mă gândesc la varianta să dau sticuri doar după ce am confirmarea că-i tras materialul calculator din muc, știi? Arată-mi pe desktop folderul că l-ai descărcat, atunci prin sticul, altfel nu ți-l dau. Și practic ai acasă două backup-uri. Adică nu, el, ei. Unul că și l-au descărcat. Da, și unul pe stick. Și unul pe stick. Și unul pe stick, da. Ca să fii sigur că nu o să te sune într-o săptămână, două. Da. Vreau iar nu, chiar o săptămână, două, nu. Dar se poate întâmpla. Băi, nu mai găsesc stick-ul. Nu am o mireasă care mi-a zis, nu știu unde e. De la botez. Chiar acum mi-a scris două săptămâni. Eu mi-am aranjat în smug-mug, mi-am redenumit cu data înainte, să le am frumos acolo și în momentul când schimbă asta, link-ul pe care l-ai dat prima oară nu mai se deschide, știi? Și m-a sunat după tuia, frate. Că ai intrat tot timpul acolo, nu? Nu, da, a intrat tot timpul acolo și fata asta are multă treabă și copii, nu, în 2 ani nu și-a ales pozele pentru album. Și eu tot stau cu că le-am notate, care și-a făcut, care nu și-a făcut. Mai îmi scapă câteodată, ce drept. Și bă, pozit, am insistat vreun an de zile cu fotografiile de album și până la urmă am renunțat, bă, când o vreau, o vrea, știi? Și acum a făcut botezul înainte de nuntă, știi? Și acum mi-a scris pentru nuntă, ești liber? Nu sunt liber, dacă tot dăm pozele de la botez, îți dau albumele, știi? Și bine, hai că jur că mă ocup weekendul ăsta și sâmbătă îmi scrie, mai pozele? Că link-ul nu mai merge. Deci ea nici nu-și descărcase fotografiile și nu mai găsea nici sticurile, știi? E cu o chestie, nu mai știa, Dita mai, că soaia unde sticurile, nu știu. Și zic, hai că ți-l dau din nou, că l-am smu-ul ăla e nelimitat, știi? Ce-mi recomand, ședință foto în ziua anunții sau treci de dres? Băi, eu recomand așa, ședința foto în ziua anunții. Nu poți să o faci la capacitate maximă, adică eu nu pot să fac exact ce vreau eu, pentru că trebuie să am, depinde cât de mult îți pasă de miri. Mie, ca fotograf, îmi pasă. Nu poți să-i țin soare că transpiră, da? Nu poți să-i bagi, că ai văzut un loc frumos în nu știu ce grădină, nu poți să o bagi pe mireasă că și înverzește pantofii. Dacă are pantofii sau trena verde, dar e stricat toată ziua. Așa. Nu poți să pui mirele să sară în sus că vrei tu nu știu ce cadru creativ, da. Că se rup pantalonul în fund, știi? Adică eu aș merge pe varianta de o mini sesiune să aibă și ceva din ziua anunții, știi? O mini sesiune foto în ziua anunții de 20-30 de minute, adică stric pe fotografie de portret, de feeling, de alea, ia mă în brațe, plimbă-te un pic, învârte mireasa pe un asfalt ceva și la umbră, adică la modul să nu zici că n-ai și din ziua anunții ceva, asta nu înseamnă că alea nu vor fi foarte frumoase, dar dacă vrei ceva super creativ, trebuie să-ți faci ședința foto în altă zi, mai ales că poate, nu știu, în ziua, poate visezi să ai niște poze la mare, clar că nu poți să le faci pe plajă, știi? N-ai cum. Și atunci trebuie să-ți programezi în altă zi, dacă vrei ceva anume și wow. Uite, am fotografiat soția mea o nuntă și pe urmă am fost cu mireasa la Mașconacul Malter sau ceva de genul ăsta, cu o piscină, cu nu știu ce, și am băgat-o în piscină. Cu rând, n-ai putut să faci, să ai pozele alea niciodată în ziua anunții, știi? N-ai cum. Adică le-ai dat poate la sfârșitul nunții, știi? Dar nu e tot aia, că e noaptea, e altceva.
zi-mi, te rog, un sfat, atât pentru mine cât și pentru viitorii miri, ce ar trebui să facem sau ce ar trebui să facă pentru a avea nunta cât mai reușită, per total. Pentru că având atâta experiență, poți să oferi câteva sfaturi. Deci, vreau să vorbim de tradiții. Pic. Eu sunt de acord cu tradițiile. Pentru tradiții pierzi foarte mult timp, pentru că durează. Genul ăla de tradiții, mergi cu, nu știu, cu găleata prin cu apa, stat, da. Cu bradul, cu apa, cu nu știu. Băi, sunt de acord cu tradițiile, foarte de acord, dar să crezi în ele. Adică tu fă-ți tradițiile anumite, pierde timpul cu tradițiile, dar să știi ce însemnătate au. Adică tu când ai venit cu orez, cu apa aia și ai făcut așa, știi? Cu busuiocul ăla sau ce? Tu să știi ce a însemnat că ai aruncat busuiocul ăla în spate și ai stropit și l-ai stricat machiajul fetelor din spate, știi? Adică să ai și să crezi. Că dacă tu crezi în momentul că ai aruncat apa și că aia ți-aduce ție bine și o să ai noroc, dau un exemplu, fă-o. Dar nu pierde, frate, timpul cu tradițiile că a zis mamaia, că așa trebuie să făcute și tu habar n-ai ce înseamnă chestia aia, știi? Și pierzi și 2 ore. Mergi și în praf, mergi și în soare, strici și machiajul și îl întrebi pe fotograf și acum ce fac? Treau pe măta mare ce faci, că ea te-a pus să faci tradițiile. Vezi că e la curte, întoarce-te înapoi și sau sună și treabă. Că ești în mijlocul, tu ești acolo. Eu sunt acolo. Și acum ce fac? Și deseori, mă, ce fac acum? Păi mă întreb pe mie ce tradiția mea. Ce simți? Păi nu știu. Păi de ce ai făcut-o dacă nu știi? De ce ai pierdut timpul? Știi? Adică, în primul rând aș renunța la tradiții, dar doar dacă nu crezi în ele. Okay. Doar n-aș trebui să fac pe plac, a zis doar că mamaia, că râde satul de mine și nu știu ce dacă nu fac tradițiile. Eu aș mai sfătui pe miri să cumva să fie o echipă, să-și facă pe plac unul altuia, să nu decidă doar unul singur ce vom lua la nuntă, ce prestator de servicii. Să își asume că atunci când plătești puțin, primești puțin, să nu ai cumva așteptări de la un fotograf, că mi se întâmplă des chiar fotografi, îmi spun prieteni de-ai mei, băi, de multe ori, pe cum mi s-a întâmplat chestia asta, că miresele aveau pozele mele în telefon. Și le arătau pozele? Da. Și vreau asta, de pe Pinterest, vreau asta, băi, Roman câștigă niște bani și își permite un 14-24 de 16.000 de lei. Un 12. Tu m-ai luat pe mine pe 500 de euro. Eu nu-mi permit obiectivul ăla, că ar trebui să muncești 5 ani să-mi iau un obiectiv ca ăla, știi? Vrei poza asta, trebuie să plătești mai mult, să duci la el, știi? Adică, tu nu, cumva, să nu ai așteptări de la un fotograf foarte ieftin sau la început, sau începător, să-ți facă același lucru ca un fotograf experimentat și trebuie să îți asumi că nu vei avea, știi? Trebuie iarăși să, cum să zic eu, în momentul în care cauți un fotograf și vezi niște poze fabuloase, da? Pozele alea, să zicem că au fost făcute într-o grădină super mișto, da? Tu faci nunta, exemplele astea le dau cumva puțin exagerate ca să le înțelegem. Da. Și tu îți faci nunta în fundul curții. Deci eu am făcut, ai văzut la fotograf în livada de vișini, în grădina de cireș, de la da, domeniu cu cireș. Nu. În grădina sunt florile alea roz. Ah, așa. Japoneză, mă. În grădina japoneză. Deci vezi poze la mine în grădina japoneză. Da. Și tu mă duci în fundul curții și în vrei pozele alea. Păi nu, dacă tu vrei pozele alea, oferăm aceleași condiții, da? Pe care mi le-a oferit și mireasa respectivă. Sau tu vezi niște poze într-o cameră de hotel, da? Da. Unde e la Marriott. Da, știu asta. Și acolo e și o mireasă mișto. Acolo faci poza așa. Vorbești la, bei o cafea, da? Și apeși de aici. Bam, bam, bam. Și orice poză e mișto. Știi, nu trebuie să te uiți. Mai e și un... de ăsta un focus ca la Sony A7R5, care este la fel de bun ca la focus de la A1, știi? Așa. Și tu vorbești la bei o cafeluță și te uită la poze. Mai vorbești cu ce mai faci și faci poze. Și orice poze e mișto.
Ai și mireasa bombă, are și țâțe, are și machiaj mișto. Dar zi de ce e mișto. Cum? Adică de ce iese mișto? Geamuri mari, ai geam, draperii. Stai mă că altul era subiectul aici, nu de ce iese mișto. Deci, mergi, tu vezi niște poze într-un loc frumos, da? Și ai pretenția ca în cămăruța ta în care doar ai doar un pat, că ai preferat cumva să-ți iei limuzină și să te etalezi cu limuzina. Băi, jur, am cazuri în care e multă fală la niște oameni care în mod normal nu-și permit chestia asta. Și tu ți iei limuzina să te vadă vecinii de vis-a-vis, da, știu. Și tu îți faci pozele de acasă într-o cămăruță în care e doar un pat și două noptiere și tu vrei de la mine să fac minuni, să ai pozele pe care le-ai văzut la mireasa aia, la Marriott. Bă, frate, un magician. Fac două portrete, dar per total, eu nu vreau să mint că o să ai pozele de la Marriott, știi? Poți să folosești inteligența artificială. Nu, nu mă pricep. Nu vreau să fac. Vreau să stau puțin la calculator, vreau să mă la sală, să not, vreau să mă copii. În vacanță. În vacanță, nu vreau să stau. Deci, cum să zic eu, sintetizăm. În momentul în care vezi ceva, trebuie să te gândești, voi eu pot să-i ofer lui chestia sau vezi o poză cu o mireasă frumoasă, machiată mișto. Păi nu pot să am, eu nu sunt frumoasă ca aia, eu sunt urățică. Ăsta este adevărul, știi? Adică sunt fete care vor să arate ca aia, nu au cum fizic, n-ai cum să arăți ca în poza respectivă. De ce, ce este că ce m-a întrebat de ce ies pozele frumos în camera respectivă la Marriott, de exemplu? Păi da, da, ai răspuns cu camera mică și cu 3 metri pătrați versus o cameră de Marriott care are 20-30 de metri. Peste tot vor ieși poze frumoase, pentru că pe lângă fotografiile astea sunt și fotografii de moment, emoții, care emoțiile nu contează unde le surprinzi, că sunt într-un loc de lux sau într-un loc mai puțin de lux, nu, că emoția e aceeași, fotografia e la fel de frumoasă. Dar vorbim de pozele astea glamour, așa, spre combinația asta, nuntă cu fashion, cu glamour, cu nu știu ce, știi? Nu poți să ai, n-ai cum să ai același rezultat. Ai, dar într-o proporție mult mai mică, știi? Decât ai avea într-o cameră foarte frumoasă. Da, părerea mea este că dacă vor rezultate excepționale de la A la Z, să se gândească unde se merită cu adevărat să investești, știi? Ia, de genul ăsta, adică eu mi-ar plăcea să-și facă nuntra să renunțe la limuzină și să investească într-o cameră de hotel mare, spațioasă, luminoasă, știi? Pentru că arată mult mai bine totul acolo. Da, da, limuzina a luat-o el. Și el, fotograful ea. Da. Ai înțeles? Nu, noi nu facem, vreau să leasă miroselor chestia asta din cap, noi facem tot ce putem. Deci ne dăm toată silința să iasă bine, dar nici nu suntem magicieni ca din ceva nasol să faci ceva foarte, foarte mișto. Sau poate facem, dar nu oricând, știi? Na, depinde și de forma în care ești în ziua respectivă. Cum te găsim pe social media? Pe social media mă găsiți pe pagina de Facebook Mihai Roman Fotografer. Nu știu ce mi-am pus în engleză la momentul respectiv acum 12 ani. Și cam așa oricum, dacă pe oriunde căutați Mihai Roman Fotograf, apar. Sunt pe Pinterest, pe Instagram, pe cum se numește asta nouă, Threads sau cum? Threads, așa. Pe X, mai sunt, dar postez rar acolo, că nu o prinde deloc în România, X-ul fostul Twitter, pe YouTube, peste tot. Mihai Roman Fotograf, sau fotograf. Pe Google, cum te găsim pe Google? Pe Google, tot așa, Mihai Roman Fotograf, asta vorbeam mai devreme, că există și un fotbalist căruia îi doresc din tot sufletul meu să prindă un contract prin Dubai, prin Arabia Saudită, să scap naibii de odată, că când bagi Mihai Roman apare el înaintea mea, îi urez de bine. Așa, sunt Mihai Roman Fotograf și mi-apare acolo și compania Google și sunt beton pe rețelele de socializare. Îți mulțumim foarte mult pentru timpul tău, pentru că adică pot să spun că a durat destul de mult ca să te conving să facem episodul ăsta. Nu e vorba de convins, e vorba că nu aveam timp. Nu e timp, așa este. Nu e timp și chiar în chestia asta cu timpul ar trebui să avem timp pentru
mai multe lucruri, lucrez la chestia asta acum și... Să știi că toți. Dacă mă nimerai acum 2, 3, nu, înainte de pandemie, ziceam nu din start. Păi, n-am timp. N-am timp, nu aveai timp nici să respiri. Dar nici nu vrei să-ți faci, știi? Adică găsești totul. Să știi că toți cu care am vorbit, asta caută. M-am lăsat acum câțiva ani de serviciu, crezând că o să am astea, orele ăsta în curs săptămânii, liber, să vezi ce mă distrece. Și muncesc mai mult ca atunci. Așa. Deci acum când muncesc doar pentru mine, muncesc mai mult ca atunci când aveam și job și Făceai și, exact. Da. Și da. Job și asta cu... Da, că ai senzația că ai mult timp, știi? Că eu n-am serviciu, știi? Și am 5 zile de unde? Că în fiecare zi câte ceva și tot aglomerat ești. Păi asta înseamnă să fii antreprenor. Da, să muncești. Să muncești până nu mai poți. Bun, înainte de a termina, am aici jurnalul podcastului X Event. Ți-l înmânez și îl deschizi tu unde vrei tu. Așa. Și să ne lași câteva cuvinte. Ce crezi, ăla nu se mișcă. Nu se mișcă. Ia să vedem dacă am un pix la mine. Păi poate mai dai un autograf, poate. Mine. N-ai cum să n-ai tu la tine un pix. Nu știu dacă merge. Aici se termine episodul de astăzi. Îți mulțumim că ne-ai fost alături până la final. Dacă ți-a plăcut conținutul nostru și crezi că ar putea fi util și altora, nu uita să dai un like și să distribui acest episod împreună cu cei dragi. Abonează-te la canalul nostru pentru a fi la curent cu noile episoade și pentru a ne susține în continuare. Mulțumim că faci parte din comunitatea noastră și să ne auzim curând în următorul episod.